Mai stă? E dat drumul? Cristi, e dat drumul? Da, da. Mai e cineva care trebuie să vină? Spun cum am ajuns să folosesc termenul ăsta și să găsesc titlul pentru conferința asta. Printre altele în viața mea, am studiat artele marțiale. Și studiind artele marțiale, și nu în general mult, e vorba neapărat de arte marțiale, cât sportul de performanță. Și ca să studiezi sportul de performanță, te interesează un lucru, și anume, acum vă dau o idee cum am ajuns la asta. Studiind tot ce ține de sport și mai ales de sport, sportul de înaltă performanță, m-a interesat scopul final, care este scopul sportului, da? Cum să devii cel mai bun campion. Lucru pe care creștinismul nu-l are. De ce nu l-are? Pentru că ar să desconsideră un pic lumea asta. Și să știți că este greșit. Și o să vă spun de ce e greșit. Dar mai încolo. Deci scopul sportului este să fii cel mai bun. Să fii campion. Bun. În momentul în care stabilesc un obiectiv, care obiectiv se aseamănă întotdeauna cu un munte, îmi stabilesc modalitățile prin care ajung acolo. Indiferent despre ce e vorba, că vreau să fiu cel mai bun profesor, că vreau să fiu cel mai bun doctor, că vreau să fiu cel mai bun sportiv, sau orice altceva, plec de la rezultat. Deci nu plec de jos în sus, sunt acum și vreau să ajung campion. Nu. Ce am nevoie ca să fiu campion? Da? Ce are un campion? Ok? Prin campion înțeleg cineva care a ajuns la un nivel ultim de performanță într-un domeniu. Și atunci, dacă vrei să ajungi aici campion, să zicem, în sport, ce am nevoie? Ascult. Bun. Hai să zicem efort. Motivație. Perseverență. Perseverență. Voință. Stare fizică bună. Ce? O stare fizică bună, însă, dacă nu ești... Da, asta intră în antrenament. Da? Da? Fizios de antrenament. Ai nevoie de un cedor, să zici... Intenție. Model. Model. De ce mai am nevoie? Talent. Ai inclinație. Se spune așa. Reușești cei care au 1% talent și 99% antrenament. Deci ai nevoie de talent? Da. E bun și talentul, dar fără antrenament n-ai nicio valoare.
compatibilitate. Și mai e o chestie. Hai să zicem talent. Sau îi punem numele de har. Sau de geniu. Sau ce vreți voi. Asta este un dat divin. Nu că o să le împă toate să le disecăm. Ce mai am nevoie? Informații. Adică? Care înseamnă? Cunoaștere. Dar de ce mai am nevoie? Susținere. Ce? De diagramă foarte personală. Cum te poate desfăta? Clar. Deci aia înseamnă, de fapt, analiza mea. E o analiză personală care să-mi spună ce am eu de schimbat. Mai zic, revizură. Compatibilitate. Eu știu. Compatibilitatea îți dă punctele tale, punctele slabe. Deci e tot analiză personală. Ce altceva mai am nevoie? Obiective. Păi obiectivul e să fiu campion. Încredere. Bun. Asta cum ar putea fi tradusă? O traducem în felul următor. Pregătire psihică. Bun, asta vreau să ajung. Antrenor. Și punem în denumire ce? Mentor. Ghid. Îndrumător. Popă, după omul, ce vreți voi. Maestru. Ce mai am nevoie? Well, acord divin. Acord divin. Dar credeți că mi se opune Dumnezeu să fac ceva? Nu. Evident că dacă vreau să fiu campion la gimnastică, e mai greu. Nu pot să fac flic-flac sau ce era la parale. Inegale. Deci ce altceva? Bun, astea vin în atrapare. Da? Și de ce v-am spus treaba asta? Pentru că pe măsură ce îndeplinesc treaba asta, mă apropii către obiectivul meu. Deci dacă îndeplinesc asta, am acord divin. Să zicem, am acord divin și am talentul și har. Ok? Că pleci de la asta, că dacă n-ai talent și har, să fim serios, de unde nu e nici Dumnezeu ducea. Ce urmează? Trebuie antrenor, îmi trebuie pregătirea fizică, îmi trebuie formul, îmi trebuie motivare, deci ceva motivațional. Melodia din Rocky, nu? Îmi trebuie perseverență, îmi găsesc modele, modele care să mi se potrivească mie. De ce e important un model care să se potrivească ție? Știți? Eu trebuie să fiu foarte... Adică, în toată afacerea asta, între ghilimele, trebuie să ai un bun simț. Și anume, poți să nu, sau nu să fii precum Hristos. Dacă nu ești precum El, nu poate să fii El locale pentru tine. Și atunci ce faci, ești condamnat? Sau o să-mi iau din calea creștină ceea ce mi se potrivește mie. Nu știu dacă înțeles, sunt clar. Adică, modelul cristic este un model care nu se potrivește oricui. Și motivul pentru care oamenii noi lucrează este că, în realitate, ei nu sunt compatibili modelului cristic. Ei sunt altfel. Și asta nu înseamnă că ei nu au drept de mântuire. Ci că poate că calea lor este un pic altă. Noi suntem toți ortodoxi, toți suntem creștini. Dar unii sunt combatanți, unii nu. Și atunci, dacă ești combatant, nu prea se potrivește cu calea spirituală. Deci, dar mă rog, aia să luăm treaba. Iisus a fost combatant? Poftim? Iisus a fost combatant, nu a fost face. A fost? De-a dreptul necombatant. A fost combatant. Deci, o secundă, e conferință, nu e seminar. Îmi pun eu întrebări. Ok? Bun. Ideea este ca să ajung aici, asta vreau să duc, că făceam o paralelă, trebuie să îndeplinesc următoarele
cerințe. Ok. Și plecăm de la titlu. Cum faci? Am dacă suntem Dumnezeu. Dumnezeu sunteți și fie celui creator, dar ca oameni uniți și ca oameni de căpite din credeți. Bun. Și plecăm. Ce este de fapt un sfânt? Un campion. Un campion în lumea spiritului. Unul care a ajuns la capăt. Că de aia sunt puțini. Că de aia sunt mai puțini sfinți decât oamenii obișnuiți. Pentru că sunt niște oameni care au îndeplinit toate astea. Au făcut efort, au ținut post negru, s-au rugat, s-au dus în postiu, au făcut ce trebuia, au avut motivația, da, că altfel nu făcea. Au perseverat, păi e vorba de viață. Au avut voință să facă treaba asta, păi evident, a venit totul peste ei și totuși au mers mai departe. Au avut modele? Absolut, da. Modelul cristic și modelul altora. Au avut harul? Mulți chemați, puțin aleși. Da, au avut. Au avut informații? Absolut, da. Calea cristică se regăsește în Scriptură, în pilde. Au avut pregătirea psihică? Da, pentru că antrenorul, mentorul, ghidul, duhovnic, este de fapt unul care te pregătește psihic. Pentru ce? Pentru asta. Și evident că au avut acordul divin. Asta e o analogie. Bun. Și acum plecăm de la locul unde trebuie să ajungem. Să zicem că ăsta este Dumnezeu. Da? Și că fiecare din noi suntem o scânteie care am ieșit din el. E corect în aici? Bun. Și că fiecare suntem o scânteie care trebuie să ne întoarcem în Dumnezeu. Care este motivul pentru care s-a produs asta? Ce? Să fim foarte convinte. Nu. De ce s-a produs coborârea asta? Nu. Prin naștere. Deci care este primul lucru pe care l-avem învățat pe planeta asta? Ascultare. Cum învățăm noi ascultare? Greu. Când începe prima ascultare? Ascultarea față de? După aia ascultarea față de? Educatoare. După aia față de învățătoare, față de profesor, față de, față de, față de șef? Față de nevastă. După aia când ajungi bătrân, chiar și față de copii. Ok? Bun, îți întrebam vreodată de ce, deci inevitabil, oamenii numeresc sub un șef prost? Ce? Trebuie să înveți ascultarea. Trebuie să înveți ascultarea necondiționată. Da. Da, de ce necondiționată? Corect. Pentru că ascultarea necondiționată îți dă smerenie. Da? În momentul în care aștepți ca Dumnezeu să-ți explice tot ceea ce face El, e ca și cum ai trage la răspundere. Plus că nu se poate să-ți spună toate planurile, pentru că noi avem tendința să ne opunem când aflăm. Da? Și atunci ascultarea necondiționată e cel mai greu de învățat. Și e primul pas către Dumnezeu. Bun. Ce ne desparte pe... Deci, în primul rând, ce ne desparte pe de Dumnezeu? Ascultare. Este unul dintre motivele pentru care în mănăstire se practică primul lucru care? Este legea ascultării. Necondiționat. Greu. Adică, am vrut să penetrez chestia aia cu... mă rog, că au mutat 60 de preoți în Bacău. Ei nu au voie să zică nimic. Nu au voie. Pentru că
că ei sunt sub legea stării, ei nu sunt funcționari publici, ei sunt preoți. Și teoretic, dacă ești cu adevărat în mănăstire, ăla zice, du-te acolo, nu că îi mută într-un barul ghemă, trebuie să-i facă porcari, să vadă cum e. Aia înseamnă ascultare. Te duci și rădești la porci, punct. Asta arată că, de fapt, ei nu sunt pregătiți pentru ceea ce fac. Cum adică sunt de 30 de ani aici? Aia se numește deja clevetire. Ți-a zis șeful să te duci, faci, punct. Ascultare de conștiință. Bun. Imaginați-vă că care este starea naturală a omului? Care este starea de sănătate spirituală a omului? Nu. Starea ascultare, starea de sănătate spirituală a omului este sfințenie. De ce este starea de sfințenie, starea de sănătate spirituală a unui om? Hai că sunteți convinși de asta, că e așa cum zic eu. Că sfințenia e starea de sănătate spirituală? Da sau nu? Da. Bun. Dacă da, de ce? Că nu ești unit, că ești din ego și atunci ai ești. No. Ceea ce mă desparte de mine de sfințenie sunt anumite lucruri. Imaginați-vă că avem un sportiv. Că se cel mai șurățează. Nu sportiv, ca să nu terminăm cu sportul. Dom'le, avem un astronaut. Astronautul ăsta cum are sănătate? Perfect, nu foarte bun. Bun. Mă duc și cu picioarele din cauza asta. E perfect, nu? Fizic. Un astronaut, deci are starea de sănătate fizică, perfect. Nu se vezi că, în general, astronauții au și valori foarte bune. Adică există o legătură clară între starea de sănătate fizică și starea de sănătate spirituală. De cele mai multe. Da. Nu vorbesc de atacuri ții sau mai știu ce. Vorbesc de cum e lăsat de la Dumnezeu. Și atunci, sfințenia înseamnă fără defect. Da? Bun. Ce înseamnă defect? Înseamnă boală. Un defect înseamnă că nu mai ești perfect. Și atunci, de asta, starea de sănătate, starea firească, naturală a omului este. Deci e pare rău, dar noi ne aflăm pe pământ. Pentru că suntem un pic și ușor bolnavi. Pentru că aflăm a fi în cer. Și am fi sfinți. Și atunci, apropo de îndumnezeirea omului, ceea ce am eu de făcut este să înțeleg ce anume din mine mă împiedică să fiu sănătos. Am fost destul de clar. Bun. Mai facem un desen. Da, să desenez. Asta e omul. Și astea sunt stringuri. Și astea sunt stringurile, legăturile sau defectele care ne fac să fim imperfecți. Noi luăm pe fiecare în parte? Da. Ce ne desparte? Ce ne împiedică să ne dezlegăm de asta? Ce sunt legăturile astea? Stat așa mea. Ce fel de atașamente poți să fii? Emoționale. Ce-a mea? Emoționale, materiale. Ok. Atașamente emoționale și materiale. De ce ne împiedică atașamentele materiale, să zicem? Pentru că
De ce energetică se vorbește? Sunt atașați de stare, de comoditate. Nu. Pentru că sufletul nostru este în altă parte de unde ar trebui să fie. Asta înseamnă atașament. Atașament înseamnă că o parte din sufletul meu, deci parte din partea mea divină, este conectat la niște lucruri materiale. Ce înseamnă atașament emoțional? Să înseamnă că ai o parte din sufletul tău conectat sau lăsat în altă parte. Ce fel de atașamente emoționale pot să existe? Hai să dăm un exemplu de atașament emoțional sau de detașare emoțională pe care o spune Hristos. Cine iubește pe tată și pe mama lui, pe soțul și pe soața lui, pe fiul și pe fiica lui mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Știți că inițial mi se părea că e un pic dur, dar nu, este adevărat. Pentru că ceea ce ne păstrează pe noi în planul material sunt exact atașamentele astea. Și pilda lui Buddha cu pilda lui Buddha, la un moment dat se duce un și întreabă de ce este Buddha atât de gras în condițiile în care propovăduiește echilibru și și cumpătarea și diverse. Și îl treabă pe elevele lui. Și ăsta îi spune. Pentru că s-a detașat de toate lucrurile și mai trebuia un singur păcat ca să poată să rămână pe pământ. Și ăsta stă și se gândește și la un dat îl întreabă pe ăsta, dar tău care e? Și la care ucenicul lui Buddha îi spune cum se numește când vorbesc femeile între ele și vorbesc despre altele? Bârfă. Da. Deci fiecare le are pe ale lui. Numai că Buddha mai avea unul ca să poată să rămână pe pământ. Apropo de asta, era Padre Pio. Și Padre Pio a ajuns să-ți facă un minimal spiritual. Știți că se spune că Padre Pio bea o bere și fuma un trabuc în fiecare vineri ca să rămână conectat pe pământ. Și totodată ai nevoie de și ceva. Ca să te întorci pe pământ. Deci, revenim. Detașarea diversă. Ce ne mai poate ține pe noi agățați de pământ? Ignoranța ne poate ține? De ce ne poate ține ignoranța agățați de pământ? Voi v-ați obișnuit. Să nu pot să cunoaște pe sine. Deci, voi v-ați obișnuit. Să participați doar la conferința la care ascultați. Trebuie să vină cineva să vă predea. Gândiți-vă că răspunsurile sunt în noi. Și că există la nivelul interiorului nostru un spațiu unde avem acces la toate răspunsurile. Ideea este să ajungem la nivelul la care ne conectăm la acest spațiu ca să avem acces la toate răspunsurile, nu să ne vedea cineva din exterior. Bun. De ce poate să fie ignoranța un factor care ne împiedică să evoluăm? Foarte simplu. Pentru că orice lucru pe care îl aflăm față de adevăr, despre adevăr, ce face în realitate? Este mă conectează cu adevărul. Deci orice lucru, ăsta e adevărul, ăsta sunt eu. Eu sunt despărțit de adevăr, să zicem. Orice lucru pe care îl fac cu Dumnezeu, pe care îl înțeleg relativ la Dumnezeu, ce face? Îl înțeleg corect relativ la Dumnezeu, ce face? Intersecția între mine și Dumnezeu, ce este? Bine, nu pot să mă fac, dar e doar pentru explicație. Ăsta sunt eu, da? Mă rog, Dumnezeu e mult mai mare, nu îi face limitele, da? Bun. Ceea ce mă face pe mine să mă unesc cu Dumnezeu, ce este? Tocmai partea pe care o înțeleg față de Dumnezeu. Ce este în afară de Dumnezeu, ce este? Ăla e ego. Ăla e prins. Deci toată partea de umbra mea este partea care mă desparte de Dumnezeu.
Și atunci, ignoranța mă desparte de Dumnezeu. Cunoașterea mă face să mă unesc cu Dumnezeu. Indiferent de natura cunoașterii. Crezi că la Dumnezeu nu poți să ajungi prin, eu știu, matematici? Sau prin filozofie? Sau prin muzică? Deci la Dumnezeu poți să ajungi prin absolut orice, pentru că Dumnezeu le cuprinde pe toate. Eu, fiind mic, pot să mă unesc prin Dumnezeu desăvârșind un lucru. De ce? Știți că campionii sunt unii cu Dumnezeu. Dar de ce? Pentru că Dumnezeu înseamnă perfecțiune și pentru că fiind perfecțiune și eu perfecționând un lucru, înseamnă că la nivelul ăla în care ating perfecțiunea, m-am unit de fapt cu Dumnezeu. Ați văzut lebăda neagră? Perfect, poți să faci un lucru. Dacă poți să faci de la înger, e foarte bine, da, foarte rar. Cred că poți să faci odată în viață să atingi perfecțiune. Bun. Deci, absolut orice aflu despre adevăr, despre Dumnezeu, despre lume, despre viață, mă unește cu Dumnezeu. Și de asta când spuneam că e mult mai ușor, să dai și mă gândeam dacă trebuie să faci niște cursuri speciale ca să înțelegi, ca să-ți integrezi anumite lucruri, răspunsul este nu. E destul să aflu, cum să spun eu, date despre principiul femeii divin pe care să le înțeleg și în momentul respectiv îmi integrez ce? Feminitate. E destul să aflu lucruri despre bărbat ca să integrezi ce? Masculinitate. Ca să devii un bărbat alfa, nu trebuie să faci sport, să tragi de fiare și să dai cu parul și să, eu știu ce să faci, să mesteci tutun. E destul să înțelegi ce înseamnă să fii bărbat și să manifesti treaba asta. Ca să fii femeie, nu trebuie să-ți porți neapărat sandăluțe și rochițe. E destul să înțelegi ce înseamnă asta. Și să o manifesti. Am fost destul de clar până aici. Și atunci cunoașterea, de fapt, te ajută să integrezi tot ceea ce te are în prezent, te desparte de Dumnezeu. Nu suntem sfinți pentru că avem o părere greșită față de Dumnezeu. De ce o părere greșită a mea față de Dumnezeu mă desparte de Dumnezeu? Pentru simplu motiv că orice lucru pe care îl înțeleg greșit, face să existe în mine un punct în care nu mă reunesc eu. E ca și cum imaginea mea n-ar fi perfectă. Și atunci, cunoașterea e cea care, cunoașterea spirituală, e cea care, de fapt, ne unește cu Divinitatea. Restul, că mă refer la rugăciune, la post, la ritual, sunt doar tratamente. Nu sunt o cale propriu-zisă de evoluție. Atât de important este cunoașterea. Puteți să spuneți cât de importantă e școala pentru Dumnezeu? Și școala spirituală? Sau, credeți că pentru Dumnezeu e important ca noi să învățăm? Credeți că pentru Dumnezeu e important ca noi să aflăm adevărul? Pentru cine credeți că este important ca noi să nu învățăm și să nu aflăm adevărul? Pentru ego-ul nostru. Nu. Pentru cei care au. Au un beneficiu din ignoranța noastră. Hai să facem un exercițiu de imaginație. Ce s-ar întâmpla dacă ați fi Dumnezeu? Și ați putea tot?
Ați văzut, de exemplu, Heroes, filmul, serialul? Da. Imaginați-vă că vă puteți teleporta, că puteți să zburați, că puteți să vă vindecați în câteva secunde numai după un accident în care v-ați întors gândul pe toți, că puteți să vindecați și pe alții, că puteți să ștergeți memoria cuiva, ce ați face? Prostii. V-ați gândit cum să câștigați la 6 din 4, 9? V-ați gândit să vă uitați să vedeți ce face vecina? Corect? V-ați gândit cum puteți să vă faceți viața mai ușoară? Trecând pe se liberă arbitru a altora? Nu? V-ați gândit cum puteți să vă faceți vacanța? V-ați gândit în weekendul ăsta, mă duc 3 zile. Ați folosit cum ajutor ăsta în propriu, într-un fel de curiță. Și atunci, ce avem noi de învățat până la dobândirea puterii ăstea? Grijă față de ceilalți. Asta e cel mai important. Pentru că puterea nu e a noastră, e a lui Dumnezeu. Și vii puterea lui Dumnezeu nu mai poți să folosești în sensul tău, conform dorințelor tale. Deci nu prea e bine dacă am fi Dumnezeu în clipa următoare, nu? Nu. Deloc. Și atunci, noi ce facem de fapt pe pământ? Care învățăm să fim. Adică, știți? Imaginați-vă o societate în care toți indivizii sunt Dumnezei. Și fiecare vrea ce vrea El. Cam cum ar fi. Și atunci, ai de învățat ce? Părerea altora. Imaginați-vă o societate în care poți să faci absolut orice, ca putere. Ce s-ar întâmpla când ar apărea distensiunea? Și atunci ăsta e un motiv pentru care nu avem putere. Știți că pe Pământ sunt mulți indivizi care au avut putere. Și Dumnezeu operează bine în haos. Și li s-a luat. Și s-a dat tocmai pentru că au folosit-o prost. Și atunci, redobândirea puterilor interioare se poate face. Doar în timp. Făceam antrenament. Pentru că se întâmplă următorul fenomen. Eu sunt așa un fel de om de știință. Dar sunt un om de știință care experimentează. Și le-am cam experimentat pe tot. Nu chiar tot, că nu în viața asta. Dar multe dintre ele. Și atunci am observat un lucru. Am fost și eu obligat. Pentru că v-am zis, din perspectiva asta, eu mă bucur, nu simt să recunosc niște limite. Și în București există o casă a surprizelor, o casă a surprizelor în care merg de când aveam 7 ani și acum merg cu copiii. Adică de 40 de ani e aceeași casă a surprizelor. Bun. În casa surprizelor există niște scări. Și scările astea se plimbă alternativ. Când una urcă, pe cealaltă coboară. Când una urcă, pe cealaltă coboară. Și evident, ca să poți să urci, țin minte când am ajuns eu prima oară la scările astea, mă uitam, ok, ok, dar cum urc eu pe astea? Și noroc că i-am văzut pe ăilalți mai mari care erau în față și mi-am dat seama că puneau piciorul pe scară când urca, după ce ajungea în sus, puneau piciorul pe scară cealaltă care începea să urce și tot așa. Și atunci mi-a trezit ideea. Există posibilitatea să folosești ceva rău în urcarea spirituală?
răspunsul este da. Nu o să vă învăț asta. Sau nu azi. Dar în momentul în care am realizat că există chiar lucruri negative pe care poți să le folosești în lucrarea spirituală, am realizat că de fapt nu există noțiunea de păcat. Da? Există doar vorba de intenție. Și că singura greșeală care, adică singurul lucru pe care poți să-l consideri greșit, este să rănești. La un moment dat mergeam cu părinții la Argatul, știi, și eram, știi, lună plină, făcuse rugăciune, ieșim acolo frumos pe lac la Cernica și erau mai mulți studenți cu părinte. N-am spus să și noi, părinte, dar ne puteți spune ceva așa ca să rămână? Și părintele să uite așa la mine și zice, a, păi, și ție nu-ți place altceva, nu-i faci? Noi, dezamăgiți, ne așteptam la o vorbă de duc să de... Dom'le, da, trebuie să recunosc că, în perspectivă, asta s-a dovedit adevărat. Pentru că binarul este o problemă de percepție. Știți bancul cu copilul masochist? Da. Că un copil masochist greșește. Și părinții zic, ce facem? Îl batem sau ne facem că n-am văzut? Problema este de percepție. Pentru că dacă îl bați ca un masochist, îi faci un bine. Îi faci o plăcere. Da? Dacă mângui un om normal, îi faci o plăcere. Și atunci, de fapt, care e sensul? Și atunci problema nu este propus de acțiune. O aceeași acțiune, în condiții diferite, poate să fie bună sau rău. Și atunci problema nu se pune de acțiune. Deci acțiunea nu este singurul care determină noțiunea de greșeală față de univers, ci condiția în care este făcută, intenția în care este făcută. Da? Dacă, să zicem prima, da? Te duci în război, omori, ești un erou. Corect? Să știți că așa e și în cer. Nu spune nimeni dacă ai omorât într-un război că ești criminal. Deși ai dat cu mitraliera poate că sute de oameni. Dacă omori numai unul în alte condiții, se numește crimă. Ați înțeles? Principiul e același. Băi, am omorât oameni. Și mă refer la, un Moise, mă refer la Solomon, mă refer la titani, din punct de vedere spiritual, relativ la oameni. Da, nu mă refer la momentul ăsta. Și atunci, o acțiune poate să fie considerată greșită în funcție de condițiile care este făcută. Și atunci, ce rămâne în realitate? Voința divină. Mi-a fost destul de greu să înțeleg și consideram greșit. De exemplu, momentul în care Moise este pus să omoare tot ce întâlnește cale. Și mi se părea și asta până în momentul în care eu am înțeles că privesc din perspectiva umană. Deci eu priveam din perspectiva victimei. Nu priveam nici din perspectiva lui Moise, nici din perspectiva lui Dumnezeu. Credeți că aveți voie să priviți din perspectiva lui Dumnezeu? Da sau nu? Da. În psihologie se cheamă joc schimb de roluri, da? Ați văzut Dumnezeu pentru o zi? Da. Deci așa s-ar întâmpla. Oricum cine s-a gândit la treaba aia, s-a gândit extraordinar, pentru că e clar că am face același tâmpenie, fiind uman. Ei, gândind în perspectivă divină și imaginându-vă că sunteți Dumnezeu acestei planete
Facem următorul exercițiu. Sunteți Dumnezeii acestei planete, da? Credeți că poate să nu existe boală? Credeți că poate să nu existe moarte? Credeți că poate să nu existe suferință? Da. Bun. Cum? Adică la conflicte, la boli. Deci nu poate să nu existe. Singurul moment în care ar putea să nu existe boală și moarte ar fi dacă ar fi un număr fix de persoane nemuritoare. Pentru că nu putem să ne mulțim să fim nemuritori totodată. Vă e clar, sper că până și planeta asta are niște limite. Are niște limite pe care le poate, ca o baltă de pește, nu poate să țină decât o anumită cantitate de pește. Nu, sau un acvariu. Nu poți să pui într-un acvariu pește lângă pește. E așa e și planeta asta. Și atunci, vrem, nu vrem, trebuie să existe viață și moarte și există naștere. Pentru că, până la urmă, de pe planeta asta se învață prin ce? Prin naștere, prin viață și prin moarte. Și atunci, așa e construită ea. E o școală. E ca și cum ai zice, deci e o școală militară, da? Dură. Trupesil sau ce vezi voi. Infanteriști australieni sau ce vezi voi. Rangeri. Și dintr-o dată ai vrea să transformi în pensiuni de fete. Păi ori ai școală de armată, ori ai pensiuni. Planeta asta nu e pensiune. Pentru nimeni. Că stăteam și mă gândeam că ți se pare că deodată că unii sunt în vacanță. Păi, să știți că vacanța asta este totuși limitată. Adică, o duc bine, dar păi, până la urmă, toată lumea se îmbolnăvește, să știți. Toată lumea și moare, nu? Toată lumea trece prin niște suferințe indirect, chiar dacă nu sunt ale lui, sunt ale altora. Și atunci, dacă ați fi Dumnezeii acestei planete și puteți să faceți exercițiul ăsta de imaginație, vă dau eu voie, dacă nu vă dați singuri. Faceți exercițiul ăsta de imaginație și încercați să vedeți ce ați schimba dacă ați fi Dumnezeul planetei. Ca să ajungă să fie planeta mai bună. Nu fie suferință. Dom'le, n-ar mai fi suferință. Oamenii n-ar mai învăța nimic. N-ar mai înțelege nimic. Pentru că suferința e cea care îți dă, care îți arată că greșești. Suferința fizică îți arată că ești bolnav, că nu mănânci cum trebuie, că nu dormi cum trebuie, că ai o atitudine greșită față de planetă. Suferința sufletească îți dă dimensiunea greșelilor tale din punct de vedere emoțional. Nu-ți așa radica prostii. Tot timpul se naște câte... Știți cum zic excrocii? Excrocii zic... La fiecare 5 minute se naște un prost. Bun. Întâmplarea face că era un tip... Mă rog. Era un tip. Un excroc care am știut să vândă și tunurile de la, din Timișoara, de la Bastion. Le-a putut unuia neamț. Este chiar și cum aș avea muzeul militar și ar fi de cuiva turea din fața pe muzeul militar, dar a reușit. A găsit unul care le-a cumpărat. Mă gândiți data viitoare, nu mai găsiți scârbă. Ce ați face? Nu vorbesc foarte rău. Ce ați face dacă ați fi Dumnezeu acestei? Ați schimbat. Corect. Să știți că asta e atingerea corect. Că nu poți să schimbi nimic. Și nu poți să schimbi nimic pentru că tot ceea ce se întâmplă este pentru că așa trebuie să fie. Și este coordonat așa. Eradichezi boala. Ce faci cu spitalul? Ce faci cu doctorul? Nu mai moare nimeni. Ce faci cu preoții? Ce faci cu cimitirele? Ce faci cu cimitirele? Cu locuri de veci? Ce faci cu locuințele? Vă dați seama câte probleme apar dacă eradichezi ceva. Dar e un exercițiu foarte bun de imaginat. Ce aș face eu dacă aș fi? Și vă educă foarte mult.
pentru că începe să înțelegi cum funcționează lucrurile și cum pot fi schimbate lucrurile. La mine sau rău. Deci ziceam că ceea ce ne mai desparte este păcatul. Nu pot să zic păcatul. Și păcat, să știți că este doar neascultarea de Dumnezeu. Pentru că ceea ce la un moment dat poate să fie. Deci dacă ai o conduită care este perfectă, să zicem, spun numai adevărul, da? Știți pilda lui Antonie cel Mare? Ia la Antonie cel Mare când Antonie cel Mare ascunde un tâlhar pe care îl urmărea potrea. Și e întrebat de potrea unde este și îl spune că nu l-a văzut. Și era ascuns cu poșa chiriei lui. Ce s-a întâmplat dacă spunea adevărul? Murea. Și ce s-a întâmplat? Pierdea un suflet. Și ce s-a întâmplat? Așa l-a câștigat. Așa l-a câștigat. Și atunci să știți că problema nu este propriu-zis de păcat sau de greșeală, ci de ce se întâmplă în perspectivă. Dar la distinție se numește EPF-ul de perspectivă. Iar dacă e greșit ceea ce faci acum, perspectiva poate să fie bun. Bine, acum nu că vă învăț eu să mințiți. Dar vreți, nu vreți, o să aveți în viața voastră ocazia să experimentați treaba asta. Cum e mai bine? Să-i spun unui om adevărul sau să-l mint? Și puteți să le testați pe amândouă. Să spuneți adevărul cu orice vreți. Adică ca în Yes Man. Da? Sau să spuneți acolo un neadevăr, care totuși în perspectivă să fie benefic. Țin minte că aveam curs de radio și era un din ăsta în care, în momentul în care s-a spus minciuna este cu totul, cu totul și cu totul. Și atunci am dat exemplul lui Antonie cel Mare. Și atunci când există o excepție, să știți că întotdeauna există mai multe excepții. Da? Acum nu vă spun asta ca să vă justificați voi minciunele. Că o faceți spre binele celorlalți. Vă spun doar că există cazuri în care un lucru care poate fi considerat greșit este absolut necesar. Ca și operația. Până la urmă, când faci cuțit un om să-l omori sau faci cuțit să-l operezi, acțiunea este aceeași. Doar intenția și rezultatul sunt diferite. Mai e clar? EPF-ul e același. Hai să vorbim un pic de atașament. Atașamentele exclud iubirea? Sau includ iubirea? Există o deosebire între iubire și atașament? Da. Poți să iubesc ceva sau pe cineva fără să fiu atașat? Poți să iubești atașat? Care este deosebirea între iubirea atașată și iubirea detașată? Iubirea necondiționată este iubirea detașată. Da. Este. Dacă ajungi acolo. Din punct de vedere așa mai pragmatic, iubirea detașată este iubirea care nu include transfer de SNL. Pentru că în momentul în care include transfer de SNL, atunci automat proiectezi din mine pe omul respectiv și el se manifestă pe intermediul meu. Da. Și atunci iubirea detașată este, da, te iubesc, dar nu înseamnă că sunt cu totul în tine. Da, mă iubești, dar nu fii peste mine. Pur și simplu. Știi, și când oamenii respectivi sunt împreună și se despart, nu apare suferința. Iubirea adevărată nu determină suferință. Te întâlnești cu un om, te bucur că l-ai văzut, cât l-ai văzut, ai plecat, nu apare suferința. Când apare suferința, de fapt, ce apare? Transferul de semnă. Deci, una dintre cauzele pentru care nu stă Dumnezeu este că pierdem din suflet în diverse situații.
moment. Evident că atașat pot să fiu de absolut orice, de obiecte, lucruri, animale, persoane, copii, părinți, etc., locuri. De fapt, să nu transfer din sfârșitul. Ajungi la un moment dat conștient de asta. Da, pur și simplu, nu mai las sufletul să facă ce se întâmplă într-un mod pierd. Pentru că dacă de suflet se produce involuntar, în altfel tot formă de relație. Poți să fie din sufletul. Învăț să-mi refac și să-mi readuc sufletul înapoi. Învăț să fiu un tot. Da? Îl dau la mine tot înapoi. Sunt ca un câmp care mă destin și mă aduc înapoi. Altceva, ce ne mai împiedică? Karma. Karma fiind lecția neînvățată de asta, asta vine în sună mână pe ignoranță. Pentru că lecția neînvățată, de fapt, ce fac? Ne desparte Dumnezeu. Lecția neînvățată țin de ignoranță. Ce ne mai împiedică? Frica. Frica. Deci știți că frica este una dintre cele mai mari probleme. Și în loc să ne învețe iubirea față de Dumnezeu, ne-am învățat frica. Dar știți că există o... Antonie spunea așa, mie nu mi-e frică de Dumnezeu. Ci eu iubesc pe Dumnezeu și iubirea îi zugonește afară frica. Dacă mi-e frică de ceva, ce se întâmplă? Ce înseamnă frica față de ceva sau de cineva? Înseamnă ruptură. Iubirea înseamnă uniune. Deci dacă iubesc pe Dumnezeu, mă unesc cu Dumnezeu, dacă mi-e frică de Dumnezeu, deja apare un punct de ruptură. Frica nu este divină, frica e demonică. Frica de Dumnezeu le este doar demonilor, dar nu oamenilor. Și atunci, sensul este absolut tot ceea ce fac să mă elibereze frica față de Dumnezeu. Credeți că e utilă frica de Dumnezeu? Nu. Eu cred că mai degrabă în respect decât în frică. Adică să facem diferența între frică și respect. Respect înseamnă că cunoști calitățile, însușirile, meritele, capacitățile cuiva. Frica presupune necunoștere. De ce să-mi fie frică de Dumnezeu când știu că este bun, că e înțelept, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului dintre inimile, ci îndreptarea Lui? Știți, s-a vorbit oamenilor despre păcat pentru că ei înțelegeau un termenul de păcat. Dumnezeu, și asta, eu merg pe următorul principiu. Dumnezeu nu poate să fie mai puțin bun decât mine. Clar, nu? Și dacă nu poate să că ceea ce e important la un om sau la un persoan de-a meu sau la un om care vine la mine este să-l văd că evoluează, că începe să spună întrebări, că își găsește răspunsuri, că se schimbă în sens pozitiv, că scapă de diverse problemele lui, sunt absolut convins că Dumnezeu care e mai bun decât mine gândește cum mai bine decât mine. Și atunci, cred că Dumnezeu răspătește lucrurile. Și apropo de talent. Talentul înseamnă dar, înseamnă harul divin, corect? Harul ăsta divin înseamnă informație și energie, corect? Ei, nu mai știu cui cine i-a zis. Apropo de perseverență, parcă era Regina Anglii. Mi se pare că i-a spus lui Colum. Mi-a zis, du-te și dacă pământul pe care îl visez nu există, Dumnezeu va crea special pentru tine ca să-ți răspătească eforturile. Adică, sunt absolut convins că Dumnezeu răspătește eforturile. Și cred că dacă perseverezi într-o anumită direcție, poate că nu atingi performanțele altora, dacă nu ai și calitățile fizice. Da, în orice caz, ai venit la un nivel mult mai mare decât ăla cu care ai plecat.
Frica. Bun. Cum scăpăm de frică? Ce? O faci, nu? Faci ceea ce ți-e frică să faci. Ei, nici chiar așa. Nu, problema de frică... Să cunoaște mecanismul. Să cunosc mecanismul care mi-a indus frica respectivă. Corect. Și altceva a fost facultativ la frică. Eu cred că frica, ca și ignoranța, este o energie. Și cred că, ca orice altă energie, frica este creată din sub-energie. Și că orice lucru nu înțeleg relativ la frică și la Dumnezeu, mă face să mai tai câte o puțică din ea. Eu dacă înțeleg că Dumnezeu este înțelept, automat scap de o chestie. Deci dacă nu înțeleg că Dumnezeu la Biblie, bam, ți-am omorât copiii, nu ți-am făcut aia. Dacă înțeleg pe Dumnezeu ca fiind un tip înțelept care vrea să mă ajute în evoluția mea spirituală, nu să-mi pune frâne, care vrea să mă ajute să îmi dă indicii să găsesc adevăr, nu să mă curce, atunci, automat, îmi scap de frică de el. Dar dacă eu gândesc și ce s-a gândit după ce aveam, mă rog, am fost eu bolnav, s-a spui și oamenii care aveam pretenție să gândească, înseamnă că ai greșit dacă ți s-a întâmplat asta. Nimeni nu pune problema de experiment, nimeni nu pune problema de că Dumnezeu nu urmărește numai evoluția mea, ci și evoluția altora. Bine că mi-am jucat pe toți de acolo, apropo, asta e altă problemă. Nimeni, toată lumea s-a gândit. Fie Argeșanu a fost atacat, fie Argeșanu a greșit undeva și de-aia l-a pedepsit Dumnezeu, fie el a fost cel care... Dar nimeni nu s-a gândit, păi, stai un pic, că există niște lucruri care trebuie să se întâmple, pentru că prin asta se întâmplă cu multe alte lucruri de jur împrejur. Mai se spunea că un lucru nu se poate întâmpla decât nu se întâmplă decât dacă că trebuie să întâmple și se întâmplă pentru că nu se putea întâmpla. Și atunci totul se rezumă la înțelege de ce trebuia să întâmple așa și pentru ce nu se putea întâmpla altfel. Eu nu cred nici măcar la alții. Când îi se întâmplă ceva, nu mă gândesc ca la o... Moare un om, da? Moare un om și este omorât. Voi primiți din perspectiva. Ăla a făcut așa, ăla a fost rău și a primit pedeapsa. Și eu mă gândesc, uite cât l-a iubit pe ăsta Dumnezeu. Că după toate prostiile pe care l-a făcut, a plecat și fără pată. Că, fiind omorât, automat i-a luat altcineva bubele și rămân să le plătească cei care, mă rog, au treaba asta. Că pot de cazul de seară, nu? Mă rog, nu are importanță. Ca idee. Ați înțeles? Bă, înseamnă că a avut el ceva de făcut. Că, într-adevăr, m-am zis că Dumnezeu iubește și pe ăștia răi. Că măcar sunt autentici. Decât plictisitori, măcar avem niște oameni autentici. Bun. Atunci nu mai judecați prin prisma bine, rău, pedepsă, l-a pedepsit Dumnezeu. Că nu există așa ceva. Să-ți gândi de unii oameni. Dumnezeu judecă prin prisma lucrurile care trebuie să întâmple în viitor. Întâmplător sau nu, pe bolurile hotelului m-am întâlnit cu profesorul Ciure. Domnul profesor Ciure. Care mi-a fost profesor când era stagiar pe neurochirurgie. Și nu cred că m-a recunoscut, că vă dați seama, am trecut 20 de ani, nu 20, dar atunci 15. A trecut 15 ani de atunci. M-a mai schimbat între timp. El nu. Și stăteam și mă gândeam
care e posibilitatea, care e probabilitatea să ai frică să fii stagiar pe neurochirurgie și să moare un anemist de arterocomunicant, e clar că acolo. E clar că cineva e pus pe șotinul. Și acum nu mai privesc cum o priveam atunci, că, mă rog, e traumatic la un moment dat. Dacă stai să te gândești. Și privesc prin faptul că eu eram absolut decis să fiu neurochirurg. Iar domnul profesor, pentru că mai ajunge pe operațiile dacă nu ajungeam eu. Tot, unde e domnul domnul? Făceam vizitele cu el. Și asta a schimbat radical viața mea. Dacă aia nu s-a întâmplat atunci, eu nu aș fi fost acum aici. Înțelegeți ce vreau să vă spun? Și clar că cineva acolo a fost o frână. Chiar dacă asta însemna viața scurtă, nu zic că aia, cum să zic, nu înseamnă că persoana, mă rog, a murit pentru mine. Pentru că sunt foarte mulți oameni implicați în momentul în care moare un om. Efectiv, familia, părinții, prieteni, toată lumea. Dar fiecare are școala lui de val din moartea unui om. Până și el, prin faptul că trăiește mai puțin, îi se plătesc anumite lucruri și trece la nivel de evoluție spirituală. Asta ca să încercați că dacă moartea nu este un lucru care să fie lăsat absolut așa la întâmplare, cu atât mai puțin absolut tot ce se întâmplă în viața noastră. Un alt lucru care ne împiedică să fim Dumnezeu este frica de moarte. Spectrul morții. Voi știți că noi, în realitate, suntem nemuritori? Știți ce simplu e? Uite că vă spun, vă duc pont așa. Știți așa măcar un pic calculatoare? Sau telefoane, că telefoane are toată lumea. Păi, imaginați-vă că meniul telefonului vostru, care e corpul, aveți acolo o pătrățică pe care scrie nemuritor. Dar nu e făcut așa. Nu e bifat. La mare majoritatea oamenilor e o căsuță goală. Ați înțeles? E foarte simplu. E o bifă. Iar aici ai mai multe posibilități. Și ai 50, 60, 70, 80. Și bifa e în funcție de atât de simplu. Eu vorbesc foarte serios. Numai că aici, la meniul ăsta, nu are acces toată lumea. Pentru că lucrurile ar fi simple. Toată lumea și-ar bifa. Dar eu vorbesc foarte serios. Imaginați-vă că Gena e un program. Și voi citiți Biblia. Dar acolo e o programare foarte mișto făcută de, nu știu de cine a făcut-o, dar a programat și spune așa, viața omului este 70 de ani. Rar poate să fie peste 80 de ani. Restul de 80 de ani este durere și nu știu mai ce. Deci dacă vă băgați aia în cap, numai că cele mai mare șanse le aveți să mergeți la 70 de ani, domnule, dar după 80 de ani vă priviți ca dracii. Pentru că se numește programare negativă și o aveți în privire. Și am făcut de oameni nu-i făcută Dumnezeu. Condiționare negativă. E o condiționare negativă. Evident, e bine să dați de lete. Dați de lete din programul ăla și spune. Eu am zis, domnule, nu știu, știi ce? La un moment dat am zis, băi, eu nu știu exact ce vrea Dumnezeu cu mine. Și atunci, eu n-am decât să experimentez ceea ce vreau eu și ceea ce cred eu. Și într-o zi l-am găsit pe Benea Caisa, la care a trăit 245 de ani. Și trăind 245 de ani, m-am gândit, bă, trebuie să fac o fidușie. Și atunci, eu am început invers. Eu măsor acum invers. Și măsor ceea ce se numește AMR-ul, dar este în ani. Da? AMR-ul în ani și la mine, când o să împlinesc eu acum niște ani, o să trec la 199. Asta se numește programare pozitivă, deci poate să fie negativă, că dacă trăiești încă 199 de ani, s-ar putea să nu mai fiți niciuna pe aici, niciunul pe aici. Dar mă rog, îmi asum treaba asta pentru experiment.
eu vorbesc foarte serios. Mai în glumă, mai serios. Asta apropo de programarea și faptul că suntem programați să... Până la urmă, Dumnezeu decide când trăim și când murim. Asta în funcție de misiunea personală care se adaugă sau nu. Asta în funcție de ce așteptare are Dumnezeu de la noi. Da. Da. Dar ca să înțelegi, trebuie mai întâi să experimentezi. Și eu să aibă ocazia să mă contrazică sau nu. Dar oricum asta trebuie făcut. O am, există, să știți că există, dar nu e mult așa, pe tapet, pentru orice. Adică oamenii mai trebuie să se caute cluburi. Și cluburile le-am lăsat pentru că mă gândeam că poate mă mai întorc, dar nu cred. Au ajuns experiențele pe planeta Pământ. Bun. Frica. Frica de moarte. Liberați-vă de frica de moarte. Să știți că primul lucru ca să poți să evoluezi este să scapi de frica de moarte. Meditați asupra morții. În momentul în care ajungi dincolo, ești la limita dintre luni și asta se experimentează foarte ușor. Și vă dau un sfat să-l experimentați când puteți. De fapt, când puteți. Ideal este de Paște. De Paște. Deși, haideți să nu mai vreau să leg, că nu avem nicio treabă să cheamă Daci. Paștele. Puteți să experimentați cât vreți voi, dar important este să spuneți că faceți treaba asta. Să ține postul negru de 7 zile. Postul negru de 7 zile. Ținut așa frumos cu un pahar de gheazma, îți consumă toate câmpurile. Consumându-ți toate câmpurile, ajungi la nivelul de sine. Și atunci, e ca și cum ai fi, te simți, ca și cum ai fi într-un coșciuc, iar coșciucul e corpul tău. Pe lângă faptul că corpul începe să aibă niște daunuri, ca și cum ai fi pe ultima sută și încep să... Că așa e foarte drăguț când ești foarte mat, când ești spălat, e foarte drăguț. Dar dacă ții post negru și ies la suprafață toate toxinele și toate energiile care au intrat în noi, o să vezi că nu mai e deloc drăguț corpul tău, indiferent cât de frumos e. Și atunci îți dai seama de vremelnicia trupului. Și de faptul că în pointul ăla care pute îngrozitor, ești tu. Și faci o diferență foarte clară între tine și propriul hoi. Ați înțeles? Și o bună și chestie de smerenie, așa că dacă reușești să ții 7 zile de post negru și se poate ține fără să... Nu-i recomand pe aia, nu le recomand la aia care au un singur rinichi. Că șansa să nu mai pornească e mare. Dar la ailalți care au 2 rinichi, care funcționează, pot să o facă liniștiți. În felul ăsta, că vă dați și smenea, că înțelegeți, cam ce-a făcut mi s-a Micao Sui, că a ținut 21 de zile de post negru, cam ce-a făcut Hristos, că a ținut 40 de zile de post negru, ce-a făcut Ilie, că a ținut 40, ce-a făcut Enoch, ce-a făcut Solomon. Și începe să-i priviți cu alții, că așa e frumos să judeci de, să vorbesc despre Solomon. Dar eu nu-i văd pe ăștia care, de la teologie, care îl fac nebun să fi ținut până 40 de zile de post negru să ducă la Dumnezeu. Da? Adică, eu zic că pot să vorbesc despre un momentul în care faci ghidușie aia. Corect? Corect. Și atunci o să vedeți, o să vedeți, aveți altă percepție asupra corpului și spiritului. Și să vă dați seama că spiritul e nemuritor. Și în momentul în care îți dai seama că spiritul e nemuritor, ai trecut peste frica de moarte. Mai ai o frică. Știți care? Să nu strici ambalajul. Frica de moarte se transformă în frica de nu-ți defecta ambalajul. Stai un pic să nu rup vreo anexă. Da, nu mai atât de pregnantă ca frica de moarte. Okay.
Frica de moarte, de fapt, apropie de nenumire. Frica de trecerea de frica de moarte, apropie de nenumire. Ce altceva ne scheme? Schemele sunt îngrozitoare. Ritualurile sunt îngrozitoare. Tipicurile sunt îngrozitoare. Știți că am pus să mă fac preot. Și am zis eu că mă fac preot. Și mi-a adus cineva un tipic bisericesc. Și în momentul ăla m-a liniștit. De ce m-am liniștit? Păi hai să vă explic. Pentru că tipicul bisericesc este ca un tanj de la japonez care trebuie făcut într-un anumit fel. 3 pași la stânga, 5 pași la dreapta, iei aia, pui aia. Băi, eu nu zic că nu e important, corect. Bă, dar nu mi se potrivește. Eu haine care nu, nu sunt altfel. Tipicul bisericesc e creație umană, nu e creație divină. Că e făcută sub Duhul Sfânt. Nu contest, dar e creație umană. Da? Liturghia e creație umană, nu e divină. E făcută de un om, sub Duhul Sfânt, dar tot umană e. Are dogmatică. Poftim? Are dogmatică, oricare. Cert este că, ca să ajung la esență, trebuie să treci un pic peste schemele astea, care au fost impuse. Și să ai curajul să treci dincolo de ele. Bun, schemele sunt utile, da, pentru marea masă oameni. Dar, în perspectivă, păi, adică încercați să înțelegeți că un lucru trebuie să fie valabil și valoros în toate condițiile. Perfect. Sărbătorim Paștele, plecăm cu navetele spațiale și stăm pe planetă, pe Marte. N-ajungem pe Marte, că ajungem mai târziu. Câți ani trebuie să stăm fără să... Nu știu câți ani facem până pe Marte. 3 ani. Bun, 3 ani înseamnă că 3 pași facem pe planetă, pe naveta spațială. Perfect. Bă, cum înconjurați Biserica de Paște? Eu cred că aveți o problemă să înconjurați Biserica de Paște. Bun. Și atunci, un lucru ca să fie adevărat, trebuie să fie adevărat în orice condiție. A, e frumos. N-am nimic cu motivul. Și mie îmi place să merge cu lumea de religiul în biserică. Dar asta nu înseamnă esență. Da? Ce altceva? Ce o să faceți? A, o să fie preoții și o să aibă arastele peste combinezon? O să lasă păr în cască? Așa. În 3 ani de zile. O să-i vin așa? Adică trebuie să înțelegeți că ținuta n-ai nicio legătură cu esența, că barba n-ai nicio legătură cu credința, că părul lung n-ai nicio legătură cu puterea. Mi-a fost foarte greu. Ți-a des când am plecat din mănăstire, mi-am dat seama, am zis, dom'le, la un moment dat mi s-a spus, nu mai ai ce să vezi de aici, e tipul să tai. Și eram foarte trist. Eram atașat. Mi s-a rupt inima. Și după aia mă duc la duhovnicul meu, la Părinte Dosofte, și îmi zice, dragul meu, tu de ce porți barbă? Ce ești, popă? Părinte, dar port chipul lui Hristos. Și îmi zice, tu te-am de aici. Tu te și bărbirește-te. Și ești preo. M-am dus și cu inima strânsă și cu durere în suflet, m-am bărbierit. Evident că nu s-a schimbat nimic, nu m-am deșteptat, nici nu m-am prosperat la fel. Dar n-aveam barba. Și m-am us, că pe primea lui Petru cel Mare, știi? Că ăștia erau birjarii care aveau și păduchi în barbă, da? Și atunci, un impilat de mizerie care era în Rusia, pentru cel Mare, i-a pus pe birjar să-și vadă bărbile.
Și mergeam cu barba în buzunar să iată dacă mor la Sfântul Petru să vadă că o aveam. Deci umblau cu barba în buzunar. Da. E o soluție. Petru, uite, am apus atunci și am să dau jos. Deci, să știți că rămâne un filozof, nu o face. Barba. Și atunci, sunt schemele de gândire. Impresia că dacă am părul lung, sunt mai drăguț, sunt mai smerit. Dacă am, nu știu ce, sunt mai altă. Nu. Asta sunt prostii. Există, într-adevăr, o smerenie a trupului. Și e greu de dobândit smerenia trupului. Da? Dar asta nu înseamnă că trebuie să acorzi prea multă atenție sau să nu-i acorzi nicio atenție corpului tău. Există niște limite. Corpul uman e ca o mașină pe care o ai în folosință. O perioadă determinată. Are nevoie de revizie, are nevoie de schimbat ulei, are și nu are de ce să-ți bagi joc de ea, pentru că până și mașina asta este creația și, cum să zic eu, parte din Dumnezeu. Deci schemele astea de gândire, de distrug, scheme care scheme pe care le-am primit de la alții. Vom mi se pare ciudat că Biblia nu se vorbește nimic de sexualitate? Eu nu cred că e scos. Eu nu cred că e scos. Cred că a fost păstrată ca și taina. Și de ce vă spun asta? Pentru că aceeași problemă o are și poporul român. Poporul român este unul dintre puținele popoare care nu are nici un fel de sexualitate reprezentată într-un fel. Și asta înseamnă negare. Asta înseamnă că undeva e o bubă. Dar nici nu se spune nimic. Da? Și atunci, să știți că integrarea sexualității și înțelegerea sexualității face parte din unirea cu Dumnezeu. Dumnezeu are sex sau nu? Da? Nu? Poate? Păi dacă n-are Dumnezeu sex, care Dumnezeu este a toate cuprinzător. Perfect, are și ai altă problemă. Bun, dacă omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu este făcut după chipul lui numai la față, până la brâu. Când a făcut-o pe Eva din coasta lui Adam, a făcut-o până la brâu? Sau a făcut-o cu totul? Sau când l-a făcut pe Adam, care vorba aia mergea fără de frunză? Adam fără cer, fără de frunză, înseamnă că nu ai nicio problemă dacă merge cu Google prin rai. Deci, în rai, poți să mergi cu Google. N-am zis-o eu. Băi, mergea Adam în rai cu Google? Nu? Ați făcut vreodată baie mare fără slip? Da. Atunci o să înțelegeți paradisul. Ați văzut laguna albastră? Da. Ei, ceva de genul ăsta. Nu, acum mai în mai serios. Deci nu era o problemă că mergeai dezbrăcat în rai și nu era o ușă. Și atunci, problema nu este de sexualitate, ci de percepția sexualității. Nu era o problemă să te întâlnești cu Dumnezeu în pielea goală. Și nici el, nici ceilalți nu aveau o problemă.
Eu nu înțeleg nici de ce au devenit organele rușine. Nu vorbesc foarte serios. De la aflarea adevărului, binelui și răului, adică din toată cu mușcatul din fructul ochii, de-abia atunci a apărut rușine. Dar nu înțeleg de ce a apărut rușine, de ce a trebuit... Adică am mușcat din... Bun, am mușcat din urmări. Bun, de ce a trebuit să-și acopere cupul? Eu nu am înțeles în fața asta, e o porțiune pe care am pierdut-o. Eu meritez, dar nu mă. Păi da, dar el a mușcat din mână, nu cu cupul. A mușcat cu gură. Mărul a declanșat. Asta n-am înțeles. De ce? Rușinea pentru că sexualitate nu apare la culturile primitive. Bă, că Adam era foarte evoluat. Adevărul că Adam știa E egal MC pătrat. La culturile primitive, așa. Din Africa, de Amazon, nu există această rușine a sexualității. Deci, eu nu le consider primitive, așa cum nu le consider pe noi evoluate. Adică, eu nu înțeleg totuși de ce la momentul ăla, faptul că a mușcat din păr, l-a făcut să-și acopere. Nu înțeleg logica. N-am înțeles, încă nu, o mai caut. Dar ca idee, unul dintre lucruri, vreau să vă spun ceva, rușina față de propria sexualitate te desparte față de Dumnezeu. De ce? Pentru că omul este un tot. Noi suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În momentul în care am o problemă legată de propria sexualitate, eu am triunghiul inferior, care face parte din arborele sefirotice, din mine ca arbore al vieții, care e rupt de mine. Orice idee greșită relativ la mine, la propria sexualitate, la organele mele, la orice, mă rupe de arborele vieții care e Dumnezeu. Bun. Nu vă zic să mă pierdeți. Studiați. Da? Deci schemele astea de gândire. Noi avem talentul să preluăm idei care au fost gândite de alții și să le considerăm corecte. Că a zis Sfântul Părinte, nu știu care, păi, lasă-mă în pace, erau niște oameni care, mă rog, au făcut ce au făcut, dar pot să greșească. Am greșit. Am găsit greșeli la lume mai mari. Pe care, la ora actuală, și care trebuie să demontare. Așa că reanalizați tot. Studiați, reanalizați tot. Eu nu zic, chiar și eu pot să greșesc. Dar eu măcar îmi asum că pot greși. Nu dau legi. Eu fac mișto. Poți să faci niște. Există mai multe căi către Dumnezeu, da? Una e calea cristică. Nu, există scara lui... Mă cheam. Ioan Scăraru. Aia e scara. E autostrada IE. Autostrada din info-energetica. Bă, eu sunt pe un drum așa. E județean, după aia continuă cu un drum forestier. Da, merge. Lumea. Fiecare are calea lui și calea lui este calea către Dumnezeu prin el însuși. Deci, imaginați-vă că voi aveți calea voastră pe Dumnezeu către Dumnezeu pentru că pe voi vă despart de Dumnezeu propriile voastre probleme, nu ale mele. De asta voi aveți propriile voastre lecții, nu ale mele. Fiecare lecție lui ca să se apropie de Dumnezeu. Și fiecare se apropie de Dumnezeu în măsura care își rezolvă problemele astea. Ok. Bun. În afară de scheme de gândire. Dați-mi și mie drumul exemple de scheme de gândire. Hai mă, nu se poate să nu mă întâlniți babele alea care spun, domnule, dacă te duci să nu, cumva să te duci prin dreapta altarului, să te duci prin stânga altarului, să te duci prin dreapta altarului și treci prin fața altarului și... Bă, mă, la ce? Partidul Babelor Conservatoare. Partidul Babelor Conservatoare din biserică. Sau, domnule, să nu cumva să speri când e ziua, nu știu care, că îți cad unghii de degetele. Să nu arunci noi noaptea. Mai negativ. Să nu cumva să o iei pe, nu știu cum, să... Adică chestii de astea înțelepte. Astea fac parte din alea cu pisica 13.
ceasul rău, pisica trece. A, o grămadă de lucruri care îți spartă Dumnezeu sunt superstiții. Și ce sunt superstițiile? Sunt niște lucruri pe care le considerăm adevărate. Știți ce greu sunt de trecut de ele? Mai ales dacă crezi cu adevărat în ele? Povesteam la un moment dat că m-am dus că aveam o familie de rom în bloc. Și aia mică făcuse amigdale. Și baba florăreasă, păi la nu poate să scape așa, că trebuie neapărat să-i dăm medicamente și la ala și oricum face 39 de grade și oricum până nu stă o săptămână pe să nu-i plece. Deci, mie mi-a fost mai greu să trec peste ce credea baba față de amigdalita în sine. Că o curățai la la la, două zi era afară. Asta înseamnă credințe greșite. Tot ce înseamnă superstiție este o credință greșită care te îndepărtează de Dumnezeu. Dar faceți deosebirea între credințele greșite și semne. Poporul ăsta român are niște semne din bătrâni care te învață să descopere diverse. De exemplu, domnule, când se aliniază ciorile cu ciocul către mai ce pe sân, mai ales ăștia care aveți pământ, e clar că de acolo vine viscolul. Băi, e clar? Dar astea sunt studiate. Dacă umblă porcul cu paie în gură, își face curcuș, e clar că vine sucul. Da? Dacă se spală păsările în praf, e clar că e secetă. Și tot așa. Dar astea sunt semne pe care asta e una. Învăț să le decriptez. Corect. Aici mă refer efectiv la superstiție. Da? La ritualuri, la tot ce ține de superstiție. Ok? Toate astea. Și trebuie să scăpați de ele. Că dacă fac nu știu ce se întâmplă, nu știu ce, dacă fac nu știu ce, și o să găsiți o grămadă asta și în creștinism. Că n-au nicio legătură cu creștinism. Lucruri de care trebuie să vă debarasați. Imaginați-vă că toți purtăm în buzunare o grămadă de pieticele. Pieticele, cataroaie, polobani. Da? Fiecare gând, fiecare faptă, fiecare schema de gândire, fiecare complex, fiecare frică, e o pieticică, o bolovană anumită culoare. De lucruri de care trebuie să vă scăpați, pentru că asta vă țin, de fapt, pe pământ. Ce altceva mă mai împiedică să mă atați? Patimile. Prin patim înțeleg dorințele sufletului meu, adică ce îmi place mie. Plăcerile. Dom'le, nu zice nimeni să nu vă placă niște lucruri. Hai să vă spun că asta mi se pare că vă spun în premier. Eu am avut o relație foarte bună cu părintele Argatu și mi-a fost drag și o să rămână drag, știi? Și era Paște. Și... cum era Paștele? Bă, cum să face, cum să nu face? Eu vă dau seama că eu sunt de la care de Paște mă duc, iau mielul, îl tai, pregătesc drogul, scriptură, ciorbă. Opa, se interesează, mă. Dar, mă rog, toată lumea face de asta. Asta se numește o schimbă comportamentală, da? Intri într-un ritual, așa. Lucruri de care trebuie să vă feriți. E nasol că la o vizare rămâi singur, toată lumea are ceva de făcut și tu te uiți, dai, cum se duc să-i cumpere. Măi, miei, alea. Bun, dar eu vă zic, o perioadă de timp, un an, doi, un Paște, doi, trei Paște, Paște sau, mă rog, să nu faceți treaba, să se dezagă muriți. Da? Și după aia nu zic că să vă întoarceți, dar nu să mai fiți atât de atașați de miel, ciorba de miel, drogul de miel și tot ritualul de Paște. Adică încercați să transformați Paștele într-o zi obișnuită. Cu partea spirituală,
învierea Hristos, dar fără ou roșii, fără cozonaci, fără pască, fără. Sau eventual vă cumpărați. Dacă simțiți nevoia să mâncați, vă duceți la restaurant și mâncați. Bun, și stăteam eu și zic, băi, ceva nu e în ordine. Cum? Nu mă duc la înviere, nu? Zice, băi, ce faci să ținu se post? Era ok? Zic, ce se întâmplă? Se face, nu venea să mă duc el. Și mă duc. Și mă duc la o... la o... bisericuță ridicată în spital. Și mă duc acolo, un preot pe care știam, mă rog, era medic de acolo. Am stat. Eu nu sunt genul care să mor de poftă. Na. Și vine în minte Părintele Arcatul și face, hai să mâncăm o ceapă de miel. Părintele Arcatul era pofticios. Și povestea. Și mi-a plăcut. Și asta și aia. Și povestea că la un moment dat, când era mama lui bolnavă, are cum spune, dacă a fost un pofticios până, mă rog, se intre în mănăstire și până să moară mama lui, a căzut bolnavă și s-a rugat Dumnezeu să-i arate dacă moare într-o zi de, nu în miercuri, bine, de post, înseamnă că sunt. Dacă moare marți sau joi, înseamnă că nu se mântuie. Și povestea asta pentru că mama lui mai descânta. Și nu era el totul, da, avea leacă în toamnă. Și atunci, nu mă simte, zice, Doamne, zice, a murit mama și m-am putut să țin post negru pentru ea ca să o ajut. Și zice, în prima zi, cum țineam eu post negru, vine o cumnată. Și zice, și știa că îmi place și mi-aduce clar de fier în urma de la mămăligă. Da, eu rezist. Zice, a doua zi? Zice, o altă cumnată, dar e un purcel. Și îi aduce purcel de lapte făcut la cuptor. Da, eu rezist. Mă rog, și-a rezistat toate cele trei zile. Dar era simpatic cum povestea. Și, băi, într-adevăr, vreau să spun că îți rămân fază de genul ăsta, cum ar fi plăcerea de a gusta un anumit lucru. Și m-am dus frumos acasă și am mâncat ciorbă de miel. Eu care nu sunt foarte fan ciorbă de miel, dar pentru eu drăguțul am făcut. Mai departe. Deci există tendințele astea care ne rămân, da? Plăcerile astea care ne rămân dincolo și care, dacă nu le împlinim, ne aduc înapoi în anumite momente are vieții spirituale. Vă e clar? Așa că, dom'le, dacă vă plac mici, mâncați acum. Da? Că dacă vă rămân poftele astea, vă întoarceți după ele. Da. Poftele, patimile, sexualitatea. Dom'le, sexualitatea e foarte interesantă. Un singur amendament să fie făcută cu cap. Adică sexualitatea te poate înălța sau sexualitatea te poate coborâ. Și o să dau o pildă, știi, apropo de... Și este pilda unui lama tibetan. Și apropo de cum judecă în zona... Cum se judeca, că nici acum nu se mai judecă așa. Și era un lama tibetan recunoscut pentru sfințenia lui și care se ruga la marginea unui râu. Se ruga medita și cum stătea el acolo, vin niște doamne spălătorese să spele rufele la râu. Și cum stăteau ele a plecat așa? Lama tibetan tăbară pe una. Astea fug disperate, se duc în sat. Dom'le, lama a vrut să violeze una dintre ele. Se întâlnește că acolo așa e. Vin toți bătrânii satului, se întrunesc. Dom'le, ăla e curat, ăla e sfânt, ăla are o viață. Păi totuși ceva, nu e lume pe urmă. Și la urmă, zic, dom'le, dacă lama ăla care e sfânt a considerat firesc să facă treaba asta, înseamnă că așa trebuia să fie, deci du-te înapoi. Și stai. Se duce tipa înapoi să stea și așează. La care omul cu prepiatul ăla îi zice, prea târziu. Și zice,
depărtare se auzeau bocete. Da? Vezi tu orașul ăla? Satul ăla, zice, a murit un bogătaș. Ăsta e aproape o femeie, dar n-a știut decât femei, băutură, mâncare, femei, băutură, mâncare. E, și a murit. E, și m-am gândit că chiar dacă n-a fost el interesat de spiritualitate, să se nască din nou un om, din nou om. Dar n-a fost să fie așa. Vezi ăștia doi măgari? S-a rezolvat. Bun. Ideea este felul următor. Sexualitatea făcută fără cap, la nivel instinctual, fără emoții și fără rațiune, duce la nivelul animalic și există șansa să cobori, nu să crești. Asta e ideea. Și atunci până și sexualitatea asta poate să fie făcută către înălțare, nu către coborări. Bun. Greșelă. De multe ori, apropo din perspectiva campionilor, da? Campionii, să știți că sunt cei care au greșit și au avut îngrozitor de multe rateuri, dar au perseverat. Nu există campion fără rateuri. Nu există campion neînvins. Singurul lui avantaj este că a putut să treacă peste momentul ăla de slăbiciune și să-și ia învățămintele din el și să evolueze, să urce mai departe. Din perspectiva asta, orice coborâre poate să fie transformată într-o urcare și orice urcare, dacă nu ești atent, se poate transforma într-o coborâre. Asta ține de tine și de atitudinea ta. Dacă te ia de cap, orice urcare poate ți este dezastroasă. Trecând cu o coborâre care te smerește, se transformă într-o înălțare spirituală. Da. Ce altceva ne poate împiedica să evoluăm în vedere spirituală? Emoții. Emoțiile. Corect. Ce sunt emoțiile? Trăiri. Ce sunt trăiri? Slăbiciunile. Nu, sunt implicări. Trăiri. Sunt implicări în anumite lucruri. Da? Iubirea te poate împiedica să evoluezi prin toată? Nu. Da sau nu? Da. Dacă e condiționat? Dacă poate tu adic. Dacă este un atașament. Da. Corect. Păi imaginează-ți că eu urc un munte. Și mă îndrăgostesc de o persoană care nu vrea să urce muntele ăsta. Ce se întâmplă cu mine? Mă trage acolo. Asta se pune. Asta e problema. Iubirea. Iubirea poate să-ți potențeze evoluția spirituală sau poate să-ți o împiedice. Depinde de ce te îndrăgostești. Da? Ce mai poate să împiedice? Evoluția spirituală poate fi împiedicată de ură? Da. Da. Ura presupune că eu îmi dau sufletul meu persoanei pe care o urăsc. Eu proiectez sufletul meu persoana pe care o urăsc. Deci automat sunt conectat și atașat. Eu sunt atașat de tot ce iubesc și ceea ce urăsc. Dacă mă duc spre Dumnezeu și partea din sufletul meu este în urmă, nu mă trage înapoi partea de sufletul meu care e în urmă. Și atunci, și ura, și iubirea, deci emoțiile și tot ce înseamnă sentimente profunde, sunt cele care ori mă pot ajuta, ori mă împiedica, mă pot împiedica să mă duc către Dumnezeu. Da? Ce altceva mă poate împiedica să mă duc către Dumnezeu? Auto-înșelare. Auto-înșelare. Corect. Ce înseamnă auto-înșelare? Asta înseamnă, de fapt, o percepție eronată asupra adevărului. Dar percepția eronată asupra adevărului, care... Tu mai dai e periculoasă, pentru că e foarte greu să-ți dai seama de un... de un fals pe care îl consideri adevărat. Și atunci, aici intervine ce? Verificare. Cum verific dacă un gând, o idee, o... ce vreți voi?
un percept, o, un crez, ceva este adevărat. Nu. Plec de la următoarea premisă. Orice lucru care, orice gând care este negativ este demonic. Corect? Da, sau? Ba da. Din punct de vedere spiritual, un gând care este fals este entitate. Și atunci, supun această entitate unor probe. Care sunt probleme prin care pot să supun o entitate ca să-mi dau seama dacă un gând este bun sau nu? Un gând egal entitate. Post negru. Ce altceva? Ce? Da, moaștele. Rugăciunea. Ce ai de o credință, care poate fi adevărată sau falsă. Ce anume? Moaștele. E adevărat, moaștele n-au nicio legătură cu credința noastră în ele. Ele sunt. Ele sunt portabile către loc unde s-a dus totul respectiv. Ele, eu, știți, eu fac mișto apropo de pupătorii de oase. Dar, totodată, sunt absolut convins. Nu cred, știu. Că moaștele sunt un portal către dimensiunea la care s-a dus spiritul respectiv. Deci ele rămân portal. Atunci, automat, e ca și cum de acolo ar curge un duș de lumină. Dacă sunt reale sau nu. Păi, eu nu vorbesc de cele 11.000 de degete ale Sfântul Nicolae. Eu vorbesc de moaștele adevărate. Nu știți că există vreo 11.000 de degete ale Sfântul Nicolae. În toate bisericile din lume, ortodoxe, creștine, catolice, găsești câte un deget al Sfântul Nicolae. Sfântul Nicolae nu se supără că mi-e patron. Îi mai iubește de multe. Nu. Să nu credeți că... Da? Cred că nici nu-i place care atâta. Deci că e... Miliapod. Dar... Printele există și moaștele autentice. Eu vorbesc de moaștele autentice. Da? Moaștele autentice sunt portabile. Așa cum la Ațenie Boca a rămas un portal și e foarte bine că este. Și dacă încerc ceva, acum este când vorbeam despre părintele de Maica Veronica și despre părintele Argazu și vorbeam și am pus aia pe Face, m-a referit tocmai la faptul să nu credă oamenii că trebuie să ducă doar la Ațenie Boca ca să-și ia, să fie ajutat. Că pot să găsesc portalul și portalurile duc către o anumită zonă. Pot să ducă și la Veronica și la Părintele Arcat. Adică capăt același ajutor. Numai că, mă rog, s-a creat treaba asta cu Părintele Arsenie Boca și iese ce a ieșit. Da. Da, în perspectivă, sper că oamenii să mai ducă și pe acolo, adică la un sfânt autohton. Da. Eu am permis să fac mișto de asta, pentru că știu că nu, eu nu le fac cu inimă rea, nici nu îi acord exact ce trebuie fiecărui sfânt în parte și atunci nu au de ce să se supere pe mine și da. Bun, revenind. Ce altceva? Ce? Sfinții se supără? Da. Putea să se supără. Dacă îi încarci, adaug. Pot. Păi aveți o impresie greșită despre Sfinții. Sfinții sunt spirite. Ca și oamenii, ca și îngerii, au caractere, au capacități, au însușiri, au hai să zicem, nu defecte. Dar sunt mai, de exemplu, Ioan Botezătorul era recunoscut pentru incapacitatea lui de a ierta. E neiertător. Capacitatea lui de a ierta e foarte mică. Mă rog, s-a mai schimbat între timp, da? Ai înțeles? Și nu numai. Sunt sfinți aspri, foarte duri. Sunt sfinți, pe nu pot să-l compar pe Nectarie, care e flower power, așa e o poezie. Cu Sfântul, eu știu, Gheorghe. Nu merge. Sfântul Nectarie, așa ca o lumiță de aia cadă, sau nu pot să-l compar pe Sfântul Ciprian cu Sfântul Nicolae. Sfântul Ciprian e... Dar e bun. Mai că e mult mai
Turmai. Protectorul hoților. Cine? Ciprian. Chiar că e cu magia. Sigur. E cu vrăjitorii. Auzi? Deci, fiecare, imaginați-vă, exact cum există caracterele oamenilor, așa există caracterele sfinților. Unii sunt mai intransigenți, alții sunt mai blânți, alții sunt mai îngăduitori, alții sunt mai altfel. Fiecare, că de-aia se duce fiecare cu cine rezonează. Și de-aia e un sfânt personal. Pentru că rezonezi cu un anumit tip de sfânt, un anumit tip de caracter. Absolut. Dar e și firesc. Adică, voi trebuie să înțelegeți că până și chestia asta cu avea favoriți, e firească. A iubi mai mult pe alții e firească. Nu există iubire. Hai să ne iubim cu toți. Și iubirea e diferențiată. Și Dumnezeu iubește. Toată, știți ce-mi place mie aia? Nu, că Dumnezeu nu iubește pe toți la fel. N-am zis-o eu. El a zis-o cu... El e fiul meu prea iubit, într-o care am nădăjduit. Deci, băi, nu e. Știi, unii sunt iubiți, alții sunt prea iubiți, alții sunt mult iubiți. Există termen. Eu vorbesc foarte serios. Mai întâi, mai serios. Există treaba asta. Da, până și ăștia, mulți iubiți și prea iubiți, mai pot să fac câte o dumă. Și atunci se schimbă asta de putere. Mă refer la spirit. Toate sunt oameni. Și toate entitățile. Iubirea e diferențiată de individ și de ce fac. Vorbesc serios. Știi, ați văzut un clip de căței? Unul care e nu-ți așa, bă, unul care era live, e rău, mă, rău. Îi bate pe toți, să duce și bă, știi, și când te uiți, vezi pe ăla, că e unul care zic, bă, nu, da, bă, dar parcă îți bate și la live. Simplu fapt că e așa, arță, bă, și... Altceva. V-am zis, încercați să nu mai judecați sfinții. Aici greșiți voi. Voi aveți impresia că sfinții sunt ceva pof, în ramă. Nu. Sunt sfinte vii cu care puteți să discutați, cu care puteți să aveți dialogul, cu care puteți să... Eu m-am încercat. M-a pus cu mașina pe plafon de două ori. Pentru că am făcut mișto la un moment dat de o sfântă. Și am zis că, bă, pot să se ducă și să tot închide, că tot e pe pământ să învețe sexualitatea, că e cam frustrat. Și am pus mașina pe plafon de două ori, la fel. Am pus și tot. Pe aceeași parte și am avut aceleași daune de două ori, deci în interval de o săptămână. Bine, acum ne-am împăcat. Măi, știți ce zic? Până la urmă, știți care e paradoxul? Că ajung și ei să înțeleg că am dreptate. Câteodată. Eu, în general, nu prea emit o părere dacă nu o analizez destul de mult timp. Și când spun un lucru, mă bazez pe ceva. Fie pe precedente, fie dacă creez un precedent, să am ceva. Adică, exemplu. Deci, într-o zi, vreau să demonstrez că ceea ce spun am dreptate, da? Și atunci zic, bă, nu ne mai împărcăm așa. Declarăm, hai să vedem care e mai bun. Cu o anumită biserică, da? Nu dăm nu. Eu trebuie să mă bazez pe un precedent. Este un precedent spiritual care îmi permite treaba asta? Da sau nu? Voi sunteți creștini? Ortodoxi? Și aveți Moise versus preoții
da, ai lui Faraon și aveți Ilie versus Rabin. Deci există cazul, precedent de biblice. Păi e clar? Când vreau să demonstrează că ceea ce spun e de la Dumnezeu. Ați înțeles? Ați spuneți precedent. Atunci e bine să mergi pe precedente, indiferent de ceea ce faci, dar... Asta nu înseamnă că nu poți să creezi precedente noi. E ca în avocatură. Și cel mai drăguț este că nu creezi precedente. Multe parți în sistem. Nu le crezi, e mai drăguț. Bun, revenim. Sfinții. În momentul în care aveți atâtea de Sfinți care se propovăduiește la ora actuală, știți cum ar trebui să fie ziua unui sfânt? Cum e ziua voastră? Ați înțeles? Adică sărbătoresc pe un sfânt cum îmi sărbătoresc un prieten drag. Nu ca pe un Dumnezeu. Ca pe un prieten drag. Dacă eu îl sărbătoresc ca pe un Dumnezeu, făcând diferența între mine, om, și el, Dumnezeu, atunci eu creez bariera între mine și Dumnezeu. Dacă eu îl sărbătoresc ca un prieten, de fapt, eu ce fac? Rup bariera între mine și Dumnezeu. Nu e o dovadă de orgoliu, pentru că sensul lor și cei care ne ajută și Sfinții care ne ajută, nu o fac ca să fie Dumnezeu, Dumnezei peste noi. O fac ca să ne ajute să fim, plecați de la intenția lor față de voi. Dumnezeu vrea să vă țină în genunchi, cu capetele plecate și cu fundul sus? Sau Dumnezeu vrea să vă vadă oameni la masă cu El? Dar premiza asta trebuie să plecați. Și dacă Dumnezeu asta credeți că Sfinții vor să stați voi în genunchi la ei? Sau vor să înțelegeți să vă curățați, să evoluați, să vă schimbați vibrația și să ajungeți la același nivel cu ei? Vă e clar? Și știți de ce se vrea asta? Pentru că e mică concurență în cer. Și pentru că se ajunge greu. Și pentru că campioni sunt puțini. Și pentru că fiecare dintre voi, în momentul în care o să ajungeți în cer acolo, o să aduceți o experiență personală care va îmbunătăți cerul. Deci sunt foarte multe motive pentru care se vrea să ajungeți acolo. Și nu o să aveți frâne. Există un moment în care spune frâne și cerul. Corect. Și până și aia e bine. Dar deocamdată sunteți la nivelul la care se ajutați de Sfinți. Nu împiedicați. Există un moment în care te împiedică. De ce? Pentru că tu, ca să demonstrezi, trebuie să arăți ca și cum ai avea mai mulți antrenori. Da? Și ăla e bun pe forță, ăla e bun pe viteză, ăla e bun pe tehnică, ăla e bun pe nu știu ce. Și fiecare zice, hai să vedem cum stai cu rezistența. Mamă, și te căpăcește până când te faci să spui. După aia zice, bă, da, tehnică. Și cu ăla faci tehnică. Și vine ăla care zice, bă, da, dar nu ai aia. Și tot așa. Și fiecare te trage din punctul lui de vedere, de fapt, ca să ce? Să te desăvârșească pe tine. Ați înțeles? Deci nici măcar scopul ăsta nu este într-un totul negativ. A, că unii, mă rog, ai altă problemă. Principiul ăla conform căreia pe drumul spre Dumnezeu te mănâncă Sfinții, există un adevăr. De aia sunt câțiva, nu sunt marea masă. Ok? Și atunci, mă încercați să vă rugați sau să vă ajutați de Sfinți. Dar ei n-au nevoie de piedestalul de toate. Piedestalurile pe care le ridicați voi, lor vă despart. Ei nu vor asta. Ok? Mie mi-au răspuns dintotdeauna. Mi-am picat de examenul rezidențiat. Bă, și învățasem. Și am fost tuflit, așa, și mă duc la, când am dat, de examenul de licență. Și mă duc la examen de licență să vităm-o. Deci, nu deschisesem cartea. Și-l iau. Și mergeam așa, știți cum, ca ăla. Și mă duc la Sfinț și întreb. Bine, mă, de ce când am învățat, n-am luat? Și acum când n-am învățat nimic, am luat. Răspuns.
ca să nu ai niciodată încredere numai în tine. Și atunci îți dezvolți o chestie, să ai încredere în tine. Perfect, eu fac ce ține de mine și pe care mea spirituală și în meseria mea și în aia și în aia. Dom'le, dar mă bazez și pe ajutorul lor. Ajutorul Sfinț. Foarte important. Și mai are chestie. Și puteți, și voi puteți să-i ajutați pe ei. Și puteți, și voi puteți să contribuiți la bunul mers al cerului. Da? Exemplu. Momentul în care, deci eu am înțeles treaba asta și am înțeles că asta se numește propovăduire. Când omul, când ajuți un om să înțeleagă ce înseamnă Scriptură, Biblia, adevăr. O secundă, eu nu mă închin la cărți. La mine Biblia stă și pe jos. Nu există niciun loc necurat. E o falsă impresie că există locuri mai curate, mai necurate. Sau... evident că din punct de vedere energetic, nu e foarte curat. Dar, ceea ce vreau să spun este că Biblia, sau orice carte sfântă, este importantă prin ceea ce conține ea, prin cuvântul din ea, nu prin ea însăși. Și atunci, nu vă închinați la cărți. Înțelegeți-le. Eu când îi văd pe ăștia că se duc și pupă Biblii, dar nu înțeleg nimic din ea, mă ia cu jale. N-am nimic împotriva cuvântului Evangheliei. E o formă de curățare, o formă de smerire. Dom'le, dar dacă nu este dublată de înțelegere, e o dovadă de prostie. Cum? E clar că nu toți oamenii pot să înțeleagă. Corect. Vă dau un minim. Minimul. Un minim necesar. Ar trebui să poată. De ce vă spun? Voi citiți Biblia. Sau a citit-o, sau poate vă s-o citiți. Dar conexiunea cu lumea asta și cu viața asta nu o prea face. Ok? Să găsiți. Să găsiți în ea răspunsul pentru problemele voastre. Și atunci, merită. Bun. Altceva. Familia ține de karmă, familia ține de spirituală, familia ține de atașament, familia ține de apartenență de un subconștient de grup care trage, și ține de legături, de stringuri. Familia ține de karma de neam. Familia ține de subpersonalitățile materiale și partene care sunt în tine. Familia ține de foarte multe lucruri. Dacă în anumite momente familia ți-e utilă în evoluția spirituală, în altă te curmă. Și e firesc să fie așa. Altceva. Ce altceva? Nu te interesează. Corect. Ești mult prea atras de lumea asta și de minunăția lumii astea. Și vrei să experimentezi aici. Corect. Pur și simplu. Nu te interesează. Bun. De ce? Mai e o chestie. Nimeni nu știe exact ce e ce. Nu prea aveți date. Știți măcar acolo, ca la ofertele turistice. 7 zile, un rai. Aveți incluse bufet. Bufet suedez, formativ. Acolo un meniu, jacuzzi, sală de conferințe. Nu e trecut nimic. Ei, asta e una dintre problemele cerului. Că are un marketing prost. Adică, din păcate, de ce să ducă oamenii către Dumnezeu când nu știu ce găsesc acolo? Corect. Și avem o problemă, dar noi vrem să ne unim cu Dumnezeu sau vrem să ducem un cer, dar care-i scopul? Ce să faci acolo? Măcar aici vezi, nu?
spună cineva cum e cerul sau cum e iadul, poate că bat plăcea iadul, că face și voi că Ivan Turbică. Când s-a dus în cer și a zis, muzică este? Nu. Femeie este? Nu. Băutură este? Nu. Ce să caut în cer? Iadul e cel mai bun așa de publicitate. Să știi că nici eu nu sunt bun. Deci aș putea să fac o reclamă super bună, dar nu-mi dă... Apropo de ce, eu cred că ar trebui să vă... să vedeți ce căutați voi, apropo de emoția spirituală. Nu mai faceți emoție spirituală de frica iadului. Pentru că la ora actuală, tot ce înseamnă emoție spirituală este pentru că nu aveți altă alternativă. Și nu vreți să vă duceți în ea. Corect? E adevărat sau nu e? Nimeni dintre voi nu știe cum e cerul de aici. Nici eu. Mă rog, mai aruncat așa o ori pe după perdea, dar nu se compară. Și atunci ne știi cum e cerul. Și nu mi se pare corect. Știți că nu mi se pare corect. Nu mi se pare corect deloc lupta asta. Și am voie să-mi spun părerea că sunt în situație. Nu mi se pare corect lupta asta între bine și rău. În condițiile în care nici iadul, nici raiul, ca și destinații turistice, nu sunt descrise cu bune și rele. Trebuie să existe un, cum se cheamă, un ghid care să spună aici 5 stele, aici 5 luni, dar... Dante Alighieri. Cine? Dante Alighieri Inferno. Fii serios, ăla e purgatoriu și nu e infern. Adică nici măcar el nu a înțeles foarte clar ce se întâmplă acolo. Și o diferență de dogme și a existat cineva care n-a fost de acord să se discute foarte mult nici pe tema raiului, nici pe tema iadului. Dar părerea mea e că ar trebui să discute. Pentru că corect ar fi ca omul să aibă liberul alături, să aleagă. Perfect! Dar între ce și ce? Între rai și iad. Păi ce era eu, frate? Acolo unde curge lapte și miere? Mulți de pilaf. Hă? Mulți de pilaf. Mulți de pilaf? Sau unde te așteaptă 72 de virgine? Cum e la musulmani? Care e raiul? Care e scopul? Și despre iad. Păi nici măcar despre iad nu se vorbește corect. Și atunci, cum poți să ai evoluție? Spiritual, în condițiile în care oamenii nu știu control să îndreaptă. Chiar nu înțeleg. Mi se spune că e o masă în cer, unde poți să te întâlnești cu șeful mare. Dar cam atâta. Activități, parapantă, zmeu, eu știu. Nu o spune nimeni nimic. Dacă trebuie să așa și pe pământ și pe pământ, sunt alte activități, pasă, mă, fii și acolo. Păi da, dar sunt incluse și alea sau? Care sunt limitele? Aici am o problemă. O dignă veșnică. Păi da, dar o dignă veșnică poate să fie ca atunci când te duci în, Republica Dominicană, știi? Sunt băieții care paharele, da? Există plaja, există marea, există piscina, există bufet. Deci poate să fie cum există, te joci cricket, te joci tenis, e discotecă seara. Deci poate să fie oricum, e zonă de masaj. Nu? Hidro, toate tipuri. Dar nu se spune exact voi care e cerul. Clar că o vom afla, dar să nu fie prea târziu. Să schimbi și tu opțiunile. Nu, acum mai în glumă, mai serios. Asta este una dintre problemele care face ca oamenii să nu fie interesați de evoluție spirituală.
Pentru că involuntar, băi, suntem aici perfect, ce e în ușă și ce, știi cum e cu frabia, nu dai pentru ce ăla de pe gata. Și atunci, e bine să fie. Eu am crescut, pentru că m-a interesat adevărul și așa am ajuns să învăț niște lucruri, să aflu niște lucruri. Dar nu perspectiva celui. Și nici măcar frica de el nu m-a făcut să fac treaba asta. Și tot ce se întâmplă greșit. Oamenii aia care se duc la coadă, la sfinți, se duc de frica de ea, se duc că au probleme, se duc pentru că n-au altă soluție, se duc pentru că totul e fals. Și sunt și manipulați de biserică. Dom'le, nu sunt. N-are importanță, s-a ajuns sunt la asta. Sau nu sunt. Ce se întâmplă, de exemplu, la Sfânta Paraschivă, la Iași, acum pe 14, se pără un lucru, ok? Se pără o mare mare. E ok, nu e ok, asta e. N-ai cu ce să schimbi. Ca să poți să așa ceva în altă? Nevoie. Dar în perioada normală și o secundă. Asta nu înseamnă că ardele nu sunt superiori. N-am zis că sunt superiori. Uirea lor cu programe pozitive nu face altceva decât să vă îndemne că de țelul final care este propria voastră Dumnezeie. Dar noi suntem potențial Dumnezeii și n-am zis-o eu, dar că prin proprie voință și proprie evoluție și proprie cizelare putem să ajungem la perfecțiune care este de fapt Dumnezeie. Asta o spun pentru ultra-ortodoxi care s-au supărat că am ales tema asta. Tema asta n-am ales-o eu, e primă. Ea a apărut de la momentul creației omului. Când a zis Dumnezeu să facem om după chipul și asemănarea noastră, a fost făcut a fost făcut proiect. Când a fost realizat, a fost făcut doar după chipul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că fiecare dintre noi avem dreptate. Vrem sau nu să fim Dumnezeu sau ne limităm sau ne autolimităm. A, până și autolimitările sunt. Autocondiționările negative. Eu n-am să pot niciodată, eu nu pot. Pe mine nu mă duce mintea, nu am talentul, nu am, nu mai am. Astea sunt condiționări și autocondiționări. Da? Condiționările ce luați? N-ai să pot niciodată. Ok? Dacă faci așa, n-ai să poți să sunt. Una este când zice Dumnezeu, dacă mănânci din măr, vei muri. Aia este cu totul altceva. Dar niciodată că nu o să poți să te întorci înapoi. Altceva. În ascultare, dacă tot de la școală și fiul în atac, cum îi răspundem de ascultat la atac? La ce? La un șef. E vorba de ascultare, să învățăm. Dacă ne atacă, răspundem la atac? O secundă, depinde. Fiecare are de făcut ce are de făcut la un moment dat, într-o anumită situație. Sunt momente în care trebuie să răspund, sunt momente în care contraatac. Depinde. Ce ți iese? Și ce trebuie să faci tu la momentul respectiv? Pe asta e partea de înțeles. Și tu nu ești călugăr. N-ai legea ascultării la profesie. Tu ai un job. Nu ai un job ăsta, tu ai niște limite în care poți să te încadrezi și în care poți să răspunzi. Da. Înțelepciunea în fiecare. Absolut, da. Poate să fie asta cum ar ajunge Dumnezeu în limite din aspectul și cu care acolo. Absolut, da. Deci, fiecare om este Dumnezeu manifestat. Prin fiecare om se manifestă Dumnezeu. Fiecare celulă din corpul vostru este alcătuită din Dumnezeu, în Dumnezeu, din lumina lui Dumnezeu. Și atunci, fiecare om este o formă de manifestare a lui Dumnezeu. Relativ la mine, la lume, la ceilalți. Evident că conține și lumină și umbră și face parte și din lumină și din umbra lui Dumnezeu. Umbra lui Dumnezeu fiind spiritual asimilată răului, lumina lui Dumnezeu fiind asimilată bine. Și atunci, automat pe noi se manifestă Dumnezeu.
Sub o formă sau? Abandonarea nu face altceva decât să permită manifestarea lui Dumnezeu relativ la mine. Asta e echivalent cu detașare? Nu. Abandonarea presupune acceptarea lucrurilor care mi se întâmplă ca formă de manifestare a lui Dumnezeu de la relativ la mine. E una dintre etapele cele mai, hai să zicem, de sus ale evoluției spirituale. Pentru că în momentul respectiv că nimic nu se poate avea. Deci, o secundă. Dacă eu știu că prin tine se manifestă Dumnezeu, prin tine se manifestă Dumnezeu, prin tine se manifestă Dumnezeu, nu realizez că voi n-ați putea să-mi faceți nimic fără voia Dumnezeu? Ba da. Prin tine se manifestă Yin și Yang? Da. Deci toată lumea de aici are Yin și Yang. Toată lumea are, de fapt, înăuntru ce principiu feminin divin, principiu masculin divin. Deci, mare parte din voi sunt principiile astea. Dacă le se manifestă relativ la mine într-un anumit fel, înseamnă că, de fapt, Dumnezeu se manifestă relativ la mine. Și voi n-ați putea să faceți decât ceea ce puteți să faceți în limita a ceea ce îngăduie Dumnezeu să faceți. Cum ați spus, mă gândeam că Dumnezeu a creat condițiile vederii din Rai, pentru că El ne-a spus, nu bucați-vă. Asta presupune că ea le-a indus și i-a manipulat să facă treaba asta. Faptul că el a știut că eu să facă treaba asta este una. Faptul că am reușit să lase să manifeste liberul arbitru este cu totul altceva. Dacă nu le spunea să mâncă, păi, dar le-a spus că știa ce se întâmplă dacă mănâncă. Dacă nu și mâncau, se întâmplă acel lucru. Și exact. Deci, lor s-a spus ce se întâmplă dacă. Și eu ales să-mi trec prin treaba aia. Da. Nu e vinovat Dumnezeu. Mi-a spus, poți să mă ajută oriunde, dar aici ai grijă. Dacă eu spun, știi, n-ai voie să mănânci fructele astea negre, că mori și tu... Ori e, ai vrei să te sinucizi? Nu? Da. Ori. Păi, și cine devine? Eu? Ești din grădină, dar ai întâlnit niște fructe negre. Și eu spun, bă, nu spune asta, vezi că asta-s o trăbitoare. Și tu le mănânci, sunt eu de vină? Da, poate aș fi trecut peste, nu l-aș fi văzut, dar mi s-ar fi spus. Știi că omul e curios, mănâncă din toate. Nu scăpa să mănânci din pomul ăla. Pom creat de Dumnezeu. E firesc, Dumnezeu l-a creat de toate. Bun. Și eu cred. Că au fost create condițiile speciale ca să se manifeste viața în condiția în care... Dar ea s-a manifestat și prin tendința omului de a nu asculta. Și, până la urmă, pe total, a avut dreptate. Și spun și de ce a avut dreptate. Dacă în universul ăsta au fost creați până acum 30 și ceva de fi de Dumnezeu, mai a stat deja pe sau. Adică, e foarte eficient ca planetă. Adică admițând că există 34 de fii de Dumnezeu în 15,5 miliarde de ani, înseamnă 2 pe miliard, da? Poate. 2 pe miliard, adică 1 la 500 de miliarde, înseamnă și probabilitatea să fie 1 pe o planetă în condițiile în care au trecut deja miliarde de stele, s-au trecut, deci au fost, s-au născut și au murit. Înseamnă foarte mic, era la numărul de stele. Și atunci, ca o stea să dea naștere la mai mulți fii de Dumnezeu, are probabilitatea foama foarte mică. Și atunci, planeta asta este specială, inclusiv prin faptul ăsta. Poate de-aia s-a și ascuns sexualitatea. Prima asemănare cu Dumnezeu este că creația și sexual se procrează. Bine, creația e una, procreerea e tot fapt ceva. Da, dar procreerea este tot o formă de manifestare a identității. Apariția unui spirit nou este un apanaj total pe divinității, dar care se manifestă prin noi. O scădere.
Nu se poate să existe sexualitate fără intervenția lui Gabriel. Nu? Deci sexualitatea este în strânsă legătură cu Gabriel. Că nu am să spunem când vine Gabriel. E înainte, în timpul sau după actul sexual? Părerea mea e că face parte. Părerea mea e că Gabriel nu participă nemijlocit. Nu știu, o să-l întreb, nu vreau să fac o greșire și nu vreau să fiu în față de el, că mie mi-e drag. Dar părerea mea e că o componentă este și de la el. Aia care unește sufletele, programează sufletele, de uite așa cale și cu privirea aia caldă, care ziceam de la început, caldă bovină. Da. Bun. Revenim. Ce aveți doi de făcut pe care v-ați spus spiritual? Dacă ați înțeles de asta, ar fi perfect. Absolut orice lucru poate să fie asimilat ca un program negativ. Deci eliminarea programelor negative de la nivel de conștiință, suflet, sine, produce de fapt protectarea propriei în Dumnezeu. Pentru că pe măsură de astea, ați văzut cum e făcut corpul uman? Corpul uman, când vine pe pământ, e despărțit. Despărțit asta o strească să-l fac la un moment dat și mă face plăcere. Vă dedicați. Acum vă fac doar așa un pic. Mă rog, înțelege și eu să zic, da? Conștiință, suflet, sine. Noi când ne naștem suntem despărțiți, clar, ne-am pierdut. Și ce? De unde acționăm prima oară? De aici, da? Deci când se naște un copil, este cum? Instinctiv. Pe scara evoluției, ce se întâmplă cu el? Începe să devină ce? Emoțional. Începe să se manifeste bucuria, că vede pe mamă, pe tată. Înțelegi? Începe să aibă trăirea emoțională. Și dacă după aceea se dezvoltă ce? Conștiință. Bun. Dar! Trecerea asta, de multe ori creează baraje. Și omul e rupt în trei. Conștiință, suflet. Și următoarea etapă este unirea celor trei. Deci conștiința cu sufletul. Și cum se manifestă conștiința? Cum se unește conștiința cu sufletul? Știți? Ce este sufletul? Dumnezeu din noi. Deci dacă conștiința mea se unește cu sufletul, ce înseamnă? Că de fapt am înțeles și cu Dumnezeu. Păi e clar? Nu poți să fii conștiința unită cu sufletul și totuși să fiu ateu. Mă unesc cu sufletul în momentul în care eu am integrat ce? În conștiința mea pe Dumnezeu. Și după aia vine sinele. Sinele presupun se unește conștiința cu sinele. Și cine sunt? Momentul în care unesc cu trigonul inferior, care este ce? Sexualitate. Atunci devin un tot. În conștiința mea se sufletul și cu sinele devin un tot. Și de-abia atunci devin pentru devin precum Dumnezeu, pentru că Dumnezeu le cuprinde pe toate și le are integrate. Eu nu cred că mai are complexe sau frustrări, sper că și le-a rezolvat. Știți, Dumnezeu este un tip foarte haios, cu foarte mult umor. Nu înțelegeam eu cum funcționează lumea. Nu m-am povestit când am mutat bine? Nu. Nu înțelegeam eu cum funcționează lumea, știi? Și era monitilat de accidentele de mașini, de alea, de alea. Și la mine, la bloc, avem... Acum sunt una, unu, doi... Una, nu. Unu, două, trei restaurante. Și aveam... Acum iau la... Nu mai sunt, iau cules singheri. Dar aveam două haine de câini. Una de o parte a blocului și alta de partea cealaltă a blocului. Și evident că treceam pe lângă ei cu cățelul meu când mă duceam în parc. Și într-o zi, eu mă duc când mă duceam în parc și mă gândeam, știi, primând un cățelul ca un adevărat maestru care să-l... Și într-o zi, când mă întorc, găsesc haitele inversate. Știți că haitele au locuri.
Deci au, își delimitează spațiile. Doamne, și că se schimbă, știți? Știm că joacă cineva și îți mută obiectele. Ce e asta? Mă duc, mă uit. Bă, într-adevăr, deci ăștia erau foarte lucruri, ceea ce nu se poate pe plan în natură, pentru că se intersectează și se bat. Și mă duc acasă și încep să mă gândesc la șef. Și îmi spune, zice, ca să înțelegi cum funcționează lucrurile. Bun, e foarte comic, evident că n-aveam cum să înțeleg, că nu mi-a explicat. Dar atunci am înțeles că, de fapt, haitele, da, reprezintă ca o societate, și că Dumnezeu le dă, uite, voi aveți voie aici. Că cealaltă, haide să ca o societate și uite, aveți voie aici. Și în funcție de cum este și au nevoie, e nevoia genetică, se bat între ele, vorbesc foarte serios. Și capătă dreptul la mulțire, să mai știu eu ce. Și atunci tot ceea ce facem noi este greșician acolo. Pentru că nu respectăm niște reguli care sunt ale naturii. Și care natura înseamnă ce? Sau ce? Da? Bun. Cam asta e omul. O să fac odată o emisiune despre analiza omului. Tot ce... Că n-am mai găsit nimic nou de foarte mult timp. Și teoretic. Cam asta e. O analiză care să... Se explice tot, de la nivel de posesie boală, până la nivel de paranormal. Inclusiv sfințenie. Și... cu asta am închei. De fapt, nu închei. Trebuie să dezvolt o parte de... Există o parte pe care n-am tratat-o cum trebuie și aia e partea de sexualitate, da? Am datele. Lotul martor a fost ok. Și pentru analiză profundă trebuie un lot martor divers, peste un anumit număr. Și atunci putem să discutăm despre treaba asta. Ca să rezolvăm problema omului. Adică în felul ăsta fiecare știe unde se află și ce are. Bine? Hai să explice și anumite lucruri, și genul de bază, și. Întrebări. Ăla eu. Dacă după aceste două ore plecați de acasă cu ideea să căutați și să găsiți punctele alea care vă despart de Dumnezeu, mai declar satisfăcut. Pentru că dacă vreți treaba asta, o să vă ajute viața să le găsiți. Vi le scoate pe ochi, nu vă faceți nimic. Oricum vi le scoate, dar puteți să o faceți mai ușor. Țin. Întrebare. Dumnezeu e totdeauna drept? O să spun și alte concluzii că am cercetat și eu, chiar și nici. Dumnezeu este întotdeauna numai că manifestarea dreptății Lui de totală necesită, adică se manifestă într-un timp mai îndelungat și de asta nu îi se pare de drept. Adică nu îi se pare de drept pentru că de multe ori între o acțiune și o pedeapsă timpul este mult mai mare decât. Numai că Dumnezeu cred că în felul următor. Să zice că eu îi slujesc lui Dumnezeu, da? Și fac foarte mult bine, da? Și la un moment dat greșesc față de cineva. Și atunci Dumnezeu se gândește și la ce am făcut bine. Numai la ce am greșit în momentul respectiv. Și atunci, hai să zicem, trece cu vederea, se trage un pic de urât, dar pare o nedreptate față de omul față de care am greșit. Dar Dumnezeu i-a considerat și ce-a făcut bine relativ la întreaga omenire, numai ce-a greșit față de un om. Înțelegi? Asta nu ne face nedrept. Îl face mai îngăduitor în funcție de cazul. Ok? Dar, în perspectivă, dacă persistența în greșeală este mare, Dumnezeu, nu vrei să știi cum e.
ferească Dumnezeu. Adică n-ai importanță cine e. Adică știu un singur lucru, că Dumnezeu e îngăduitor cu mine până la un moment dat. Și că dacă trec de acea limită, mă zboară, capul mă s-a stricat. Dar asta nu înseamnă că e nedrept. Înseamnă că există cazuri în care e mai îngăduitor. Pentru că e ca în justiția umană. Fiecare caz este judecat în particular, nu se judecă în, cum să spun eu, în dogmatic, exact. Fiecare individ este om. Deci, din perspectiva mea, Dumnezeu este drept. Numai că modul cum percep eu asta poate să mă facă să cred că este nedrept. Adică, eu am înțeles la un moment dat... Și cred că n-a avut tot timpul să ajungă unde trebuie. Nu, nu, nu. Eu am înțeles la un moment dat că unii sunt mai egali decât alții. Ca la oră. Și că e foarte corect să fie așa, pentru că și într-o societate unii sunt mai egali decât alții. Și unii depun un alt interes decât alții. Și dacă la noi oamenii este adevărat asta, adică, mie mi se pare că făceau mișto ăștia din Las Pervinț, la un moment dat despre campion, știi? Dom'le, mi se pare că se poate, am văzut ce înseamnă munca unui campion și mi se pare absolut firesc ca un campion olimpic să aibă pensie pe viață. Absolut firesc. Da? Dar pentru că am trecut acolo, nu pot să înțeleagă toți. Da? Bun. Altceva. Am auzit, nu știu tot văd pe site-ul, e o treabă cu centura asta de fotoni, e reală? O centură de fotoni care o să vină peste noi? Da, undeva în septembrie. Da, 28, da. Bun. Fotonii ce sunt? Particule. Sunt aceste două componente, da? Undă și corpuscul. Bun. Acest undul și această corpuscă, corpuscul și undă pot fi deviate? Da. Da. Păi nu face acel lucru ca și Reiki și ca și așa. Și atunci, în loc să vă agitați atâta, mai bine trimiteți lumină către așa și deviați-o. Dacă e benefică să vină, dacă nu e benefică să se ducă. Fac fotonii în lumină? Ba da. Dar o cantitate mai mare de lumină decât trebuie, poate să-ți fie negativ. În altul de idei, până și fotonii au dimensiuni. Nu sunt toți de aceeași dimensiune. Sunt fotoni de diverse dimensiuni. Unii sunt compatibili cu vieții, alții nu. Adică știu că fotonul e foton pentru unii. Dar, ținând cont de spectru, de culori, au alte mase. Eu așa văd lucrul. Nu știu fizic, dar din perspectiva mea, am văzut că sunt fotoni de anumite dimensiuni și fotoni de alte dimensiuni. Adică particule de lumină de alte dimensiuni. Și unii care nu sunt deloc trecuți bani în coadă, îl distrug materii. O pulverizează. Da? Altceva. Dumnezeu coboară pe mama. E o chestie frecventă. Am văzut bine la care Dumnezeu te referi. Dar, în general, Dumnezeu planetă este o manifestare a Dumnezeu Universului spiritual. Și atunci, prin El se manifestă Dumnezeu spiritual. Evident, coboară pe pământ să vadă ce-i pe aici. Pentru El e foarte important. Și ce-i pe aici. Altceva. Ștoietă. În dulcele grai românesc. Ziceți. Ce se pare că face referire la Doamna Dumnezeu, că e imitată de zi de ani și de Maica totdeauna este spusă? Pentru că așa e planeta asta. Dar din perspectiva mea nu e așa. Pentru că putem mai simt acolo. Nu e
noi trăim într-un univers bipolar în care și ea nu sunt la fel. Se întâlnesc, dar nu sunt. Sunt în opoziție. Ei perceput greșit la nivelul planetei. Păi, la nivelul planetei, mă refer la nivelul planetei, este un nivel nivelul de care, da, sunt împreună, dar la nivelul planetei nu sunt împreună. La nivelul planetei sunt cum sunt. Bărbatul și femeile pe planeta asta. Păi, acum discutăm de planeta asta. Nu în perspectiva universului. La nivel de univers. Nu. La nivelul planetei este Dumnezeu, planete și Maica sunt. Și există mult în sus. Că există universul, 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 universul. Și există manifestarea trăițelor principii. Adică celor două principii care sunt despărțite și aproape. Mai departe. Care e diferența între gândurile tale sau gândurile alte cu noastră? Cum să faci diferența? Da. Adică vocile acestea interioare sau vocile gândurile sau... Mi-aș fi deschidul. Nu, hai să vă spun ceva. Trebuie să te cunoști foarte bine. În primul rând, vocea, fiecare spirit are o voce interioară proprie. Această voce interioară proprie trebuie să o cunoști. Atunci știi care ești tu. Da? Asta se produce în meditație. Meditația în alfa, asta are avantajul meditației în alfa. Te duce la tine însuși. Atunci când meditezi în alfa și gândești în alfa, ăla ești tu. Mai ești tu când te rogi. Când te rogi, ăla ești tu. Adică în momentul în care zic Tatăl nostru, aia este vocea mea interioară. În momentul în care mă duc la Sfinți și gândesc, ăla ești tu. Pentru că în preajma Sfinților și tot ce înseamnă lumină, entitățile negative sunt orbite. Și atunci fac ceea ce trebuie. Atunci am mai multe posibilități pe care pot să-mi verific gândirea. Că postez negru, că mă rog, că sunt în alfa sau că pun capetele la moaște de Sfinț sau mă duc la mormânt la Părintele Arsenie Popa, este o formă de verificare a propriei mele gândiri. Da, nu? Da. Seara se întâmplă sau aud voci? Seara se întâmplă sau aud voci pentru că automat scade ciul, scade lumina din cauza că nu mai e soare și automat se amplifică toate lucrurile. Toate lucrurile la nivel de subconștient, la nivel de gândire. Dar ca să știi care ești tu, ar trebui să faci mătări. Dacă nu se poate, poftim? Fac rugăciuni în momentul acela și în continuare. Da. Vocea respectivă nu dispare. Deci, vocea respectivă poate să fie a ta, a unei interpine. Da? A îngerul păzitor, a unui demon. Acum tu trebuie să vezi. Care e? Cum îți dai seama? O să vezi că nu prea-i convine dacă tu la moaște de sfânt. Dacă e demon. Dacă e înger, vorbește și acum. Să-ți iau o predică și acum. Altceva. Vibrația pe care o avem, de taimă cel în care ne ducem? Nu vibrația, ci DH-ul. DH-ul pe care îl avem, da, ne determină cel în care ne ducem, da. N-am înțeles întrebare. Eu nu înțeleg ce înțelegi prin vibrație interioară. Nu există parametru la distensie vibrație interioară. În radiestezie nu există ca parametru. Vibrație. Nu există. Sorry. Ne referim la vibrație, ne referim la frecvența pe care îi trăim. Există o frecvență. Bun. Această frecvență este mai înaltă la G. Da? Cât e mai mare, cu atât capătă puteri paranormale, cât e frecvența mai mare. Oamenii obișnuiți au 6-8 la celălalt genul ăsta.
după care se trece mai departe. Dar nu are legătură cu ce. Frecvența, când ne referim la frecvență, ne referim strict la vibrația creierului, a întregului spirit. Frecvența are legătură cu evoluția spirituală corectă, dar nu cu ce. Dacă vibrații înfrățează cu este în legătură cu puterea de determinare. Dacă puterea de determinare mare, ai și vibrații mari, capacitatea. Nu. Puterea de determinare este stată de puterea interioară.